Bună seara, Silviu Munteanu suntem pe 13 TV cu domnii Laurențiu Gheorghe și Artur Suciu, domni universitari. Aș vrea mustața mea de sudist să nu păcălească foarte multă lume. Eu sunt pentru Just Stop Oil și mi-am lipit, nu e chiar, cum îi zice, expresionist, dar mi-am lipit mâna de halbă ca să meargă treaba. Bună seara, bine ați venit! Mulți ani. Bună seara! La bună seara. Mai aveam o discuție cu un prieten zilele astea care, dincolo de toate calitățile noastre, ca și noi, avea calitatea de tată. Și în discuția despre ce se întâmplă cu lumea zilele astea, a venit și problema copiilor. Păi ce lume lăsăm copiilor? Și el mi-a zis o chestie care, bineînțeles, poate să sune exagerată, dar zice, bă, tu ai noroc că ai fată, pentru că eu am doi băieți și sunt aproape la vârsta incorporării. Bă, voi nu vă sperie treaba asta un pic? Că, na, poate nu se întâmplă, că nu pare că se întâmplă, dar la cum au luat-o lucrurile la vale și lipsesc trepte, vorba cântecului din Paraziții, Înainte de asta să putem să fim încorporați noi, adică, nu? nu Nici știu, dacă noi mai avem avem vârsta. vârsta. Eu așa cred că noi am scăpat. Adică, ia pe ăștia mai tineri. Mai tineri. Una din știrile care m-a întristat foarte tare de când a început războiul a fost să aflu că cel puțin parte din soldații ruși erau născuți în anul 2000. Știi, mare parte din tinerii care, mă rog, cei care ar fi mers pe prima linie aia, care a mers la Kiev acolo. Deci, uite, mă, bieții copii. Mă rog, nimic nu poate fi mai cumplit de asta, dar mă gândesc așa, nu e îngrijorător? Da, apropo de asta, mi se pare interesant. Cei care au deschis războiul în Ucraina, ruși, mă refer la generația de lideri ruși. O generație mai veche, care au prins și comunismul, care au prins și postcomunismul. Și ei au cumva niște, să zicem, niște dorințe de revanșă, lucruri de genul ăsta. Dar cei care s-au născut după 2000, habar n-au și nici nu au așa ceva. Nu cred că au așa ceva. Adică nu cred că au genul ăsta de nostalgii, revanșe și... Deci cu atât pare mai absurd probabil pentru ei să meargă pe front. E un aspect care mă îngrijorează, spre exemplu, în anii comuniștilor, aia pe care i-am trăit eu și cred că suntem cam de aceeași vârstă, deci și voi, întotdeauna te uitai la video, da, la Occident, era o speranță de libertate, de bunăstare, de Occident, de treabă, știi? Acum, băi, mi se pare mie personal că nu mai am la ce să mă raportez, pentru că dacă iau partea estică, da, care vine mai nou, am văzut s-a pliat pe discursul ăsta conservator. Vine cu crucea în mână spre Occidentul decadent. Băi, singurul lucru care mă îngrijorează este că Occidentul a devenit foarte decadent și pare că se duce în cap. Și practic nu mai ai unde să te repoziționezi. Eu cu ce parte stau aici? Că lumea asta civilizată pare că se duce la vale. Toate politicile și... Să spun legete bis, ce să spun? Observ tăcerea voastră. Noi suntem filozofi, noi suntem, la noi e tristețe de la început, noi nu suntem cu bucuria. Noi n-am avut Ce mă mai încredere în duci? lumea asta de acum 2400 de ani, adică nu e o noutate. Ah, ops, nu prea sunt opțiuni. Nu prea sunt opțiuni. Nu e o noutate. Nu suntem, noi n-am fost fericiți cum e organizată lumea de la început. Adică faptul că acum suntem nefericiți într-un mod specific diferit de cum eram nefericiți acum 1000 de ani sau acum 300 de ani sau acum. Bun, poate acum nu o să mai facem încă revoluție. Eu Adică. cred că acum 10 ani era mult mai bine decât acum. Da, era mai bine. Primul rând era mai tine, Suntem pe podcast, avem voie, suntem exclusiv online, râdem cu prietenii la o bere. Bă, ce bine ne era nouă pe vremea lui Muie Dragnea. Știi? Acum da. lucrurile s-au schimbat. Păi, Care a era fost mai ieri bine. dimineața, adică nu.
Cred că era mai bine înainte de 2007. Atunci chiar aveam o vârstă, da. Perioada aia 2004-2008 până la începutul crizei, cred că a fost într-un fel cea mai bună perioadă. Măi, treaba este în felul următor și anume că dacă te uiți la tot ce se întâmplă în Occident, acea clasă muncitoare pe care o știam noi, băi, ea nu mai este reprezentată de stânga. Stânga s-a dus în bălării, în progresismul ăsta extrem cu LGTB și așa mai departe, iar clasa muncitoare să văd că își găsește sprijin într-un tip de politici de dreapta conservatoare este cel puțin surprinzător. Bine, nici clasa muncitoare în mare parte nu mai e aia care era, hai să zicem, acum nici măcar 10 ani. Pentru că se lucrează foarte mult în corporații. Ce să zicem? Acum se schimbă raporturile între suprastructură și infrastructură. În sensul că nu mai e tehnologia cum era pe vremea lui Karl Marx. S-au mai schimbat un pic raporturile. Lumea își dorește bunăstarea într-un anumit fel. Comoditatea cu care, uite, ușor-ușor ne-am învățat. Da. Nimeni nu mai are iluzii de grandoare, de reorganizare a lumii. Nici guvernanții nu-și mai propun lucruri extrem de ambițioase. Ca urmare, nici populația nu suferă de o disonanță atât de mare între, să spun așa, țelurile asumate ideologic și realitate. Tu vorbești de ce se întâmplă la noi aici. Dar nu numai la noi. Gândește-te că și în alte părți. Adică oamenii vor să rezolve probleme punctuale. Nu mai există așa marea politică care rezolvă marile probleme. Oamenii vor, nu știu, să fie impozite mai mici, să fie mai ieftin gazul, să ai alocație de copii până la 3 ani în loc de 2 ani, în loc de 6 luni. Știi, acum vreo 10-15 ani, apropo de nivel de comunicare, era mare șmecherie când auzeai de cineva, bă, ăsta a făcut milionul. Acum, de 2 ani de zile, bă, au numai de miliarde. Deci, s-au mai dat un miliard acolo, s-au mai dat 5 acolo. Băi, de unde ați ia bani, bă, băi? Da, bine, într-adevăr. Și acum 10 ani când se dădea un miliard sau un milion sau un miliard, totdeauna rămâneam fără bani. Spuneam, nu mai sunt bani, nu mai sunt bani. Acum parcă banii sunt disponibili așa, fără număr. Asta e impresia mea. Banii nu mai sunt o problemă. Așa, banii. Păi în portofelul meu sunt. Da. Da, da, tu nu ești relevant pentru chestiunea asta. Acum, banii nu mai sunt o problemă, pentru că se pare că ne-am schimbat optica din 2007-2008. Și anume, cu cât cheltuim mai mult, cu atât e mai bine. Până în 2007-2008 era cu cât cheltuiam mai puțin, cu atât era mai bine. Și acum am descoperit o fântână nesecată a bunăstării, care uite că merge oarecum. Adică, nu, e o criză mai mică acum decât era cea din 2008-2009. Chiar dacă au crescut toate prețurile, chiar dacă s-a scumpit benzina, s-a scumpit motorina, s-a scumpit... Nu mai găsești. Adică e podcast, nu e ca la radio, nu pot să zic nume de firme. Bineînțeles, poți să spui orice. De oameni răi. Puteți și atunci. Care fac întreprinderi de îmbogăți. Tune, e adevărat că s-a scumpit la Mega. Dar nu e chiar așa de grav. Adică nu e ca și cum ne-au tăiat cu 25% salariu. S-a scumpit cu 20%, s-au scumpit cu 20% lucrurile. Înțelegeți? Nu e același lucru. Am înțeles că la marketurile de genul ăsta a scăzut, cum îi spune, ziua de muncă cu 2 ore, dar salariul n-a crescut. Nu se mai justifică cum ar veni. Săraci oameni.
Foarte bine, uite, am câștigat 2 ore în plus. Dar, apropo de ce ziceai tu, Silviu, cu proletariatul care nu... E un lucru foarte interesant pe care l-am observat. Rosa Luxemburg spunea la un moment dat despre unitatea acțiunii proletariatului. Pentru ca proletariatul să acționeze, trebuie să își atingă unitatea, să se mobilizeze, să fie unitar, adică să aibă o singură cauză. Proletariat, mă rog, ce mai înțelegem azi prin proletariat e greu de spus, dar există un tip de acțiune unitară care este un tip de activism global care deci am ajuns să spun activ. Când aud activism îmi vine să scot pistolul. Da, acest activism e foarte interesant că nu vine din zona opoziției, pentru că proletariatul e prin excelență o clasă subalternă care se ridică împotriva dominanților. Activiștii înșiși, în teorie, sunt niște persoane care se află în opoziție. Ori, de vreo 10 ani de zile avem un nou tip de activist, activistul care poate să fie o firmă foarte mare, care să facă activism pentru o mișcare de eliberare, de progres. Deci poate să fie activistul poate să fie o mare firmă multinațională, activistul poate să fie angajatul la această mare firmă multinațională. Companiile își permit ONG-uri. Poftim? Companiile își permit ONG-uri. Da, dar nici măcar nu trebuie să facă prin intermediul ONG-urilor, o fac direct. Activism vedem pe rețelele astea, pe streaming-urile astea de filmul activist. Recent am citit o carte de istorie care este nimic altceva decât o formă de activism. Deci e un activism care a devenit foarte, foarte prezent. Foarte prezent. Și repet, exact așa cum ai spus tu, nu e vorba de o clasă subalternă. Nu vine din zona proletariatului sau din zona a ceea ce cândva numeam societate civilă. Societate civilă. Acum se numește un grup de inițiativă. Așa, am citit acest, știi, vorbeam de activism. Există o campanie pe care vor să o ducă până în pânzele albe și se pare că o să înceapă cu Noua Zeelandă, ca copiii născuți peste 2010, cred, da, să nu mai aibă voie să-și cumpere țigări, să nu mai fumeze. Uh-huh. Odată că am mai avut acum 100 de ani o prohibiție, așa, dar e un tip de activism aici, știi, mă, de acum încolo nu se mai fumează. Da. Dar chestii care se întâmplă de când lumea, că aici am eu o problemă cu activismul. Vine să e un tip de activist care vrea să bușească realmente niște treburi care funcționează de când lumea. Lumea nu fumează de când lumea, de când nu. America fumează, că nu e chiar așa. Lăsați. În teoria lui Marx, proletarul și deținătorul de capital sunt două forțe care se opun. În actualul activism, deținătorul de capital și proletarul sunt două forțe care acționează congruent. Păi, n-au făcut cei de la Dacia grevă să-i scutească guvernul pe ăia de la Renault de plata taxelor, adică mi se pare că mai au o mare, cum să spun eu, tensiune. După părerea mea, asta s-a realizat prin intermediul comunicării interne, PR-ul intern, cultura organizațională. Deci toate aceste concepte care au creat ceea ce Marx ar numi falsa conștiință a proletarului la multinaționale. Mă uitam zilele astea, apropo de activism, Alina Gheorghiu,
cu PNL-ul în frunte, propun egalitatea economică de gen. Măi, ce presupune exact asta? Presupune că noi avem o firmă, da, un SRL, și acolo eu trebuie să am jumate-jumate femei și bărbați și plătite la fel, nu? Bănuiesc că aici, ca să fim egali în drepturi, nu? Despre asta e vorba. Dar dacă eu am o firmă de mentenanță de poduri, înțelegi, cu niște oameni care trebuie să se suie zilnic sau așa, să prepare niște poduri. Sau am văzut în China, de pildă, la un moment dat erau niște șine înghețate și mergeau cu locomotivă diesel, da? Și erau niște oameni cățărați pe vagoane și dădeau cu niște ciocănele să cadă gheața de pe cabluri, știi? Mă, nu știu, joburi de femei. Ce mă fac dacă am o firmă de asta? Eu cred că tu nu mai înțelegi noțiunea de gen. Deci ești blocat într-o înțelegere livrată de canalele mass media. Da? Tu ai senzația că e ceva ca în America. Dar tu ești în România. Egalitatea economică de gen este gen săracii să fie egal cu gen bogații. Nu are nicio legătură cu ceea ce Occidentul putrefact ne servește nouă drept falsă dialectică. Nu. Nu. La noi egalitatea de gen este gen unii să facă sau să nu facă gen altceva. Pentru că, de fapt, la noi toate aceste discuții sunt niște discuții care nu au substanță. În ce sens nu au substanță? Nu au substanță pentru cei care le propun. În general le iau nominal din alte zone de dezbatere, fără să se gândească cât de cât la realitățile existente la noi. Pentru că dacă s-ar gândi la realitățile existente la noi, nu ar veni cu niște politici publice mai normale și mai eficiente. Nu ți se pare câteodată că stilul ăsta de, sau nu vi se pare, ca să vă întreb pe amândoi, că stilul ăsta de funcționare, de cele mai multe ori anapodat și specific al nostru, câteodată ne apără de temirce, odată, deci am două chestii în cap. Odată, băi, s-a întâmplat o chestie în pandemie, în Iași era toată lumea băgată în case, da? Și o echipă de filmare de la nu știu ce televiziune cu poliția a oprit un bărbat care mergea pe un cal cu pata la mama la mână că îi născuse nevasta la maternitate. Deci mi s-a părut atât de Garcia Marquez, dacă vrei. Mai e o chestie pe care vreau să o subliniez, specifică locului și cum merg lucrurile în Anapoda. Deci vine de la G20, da? Această recomandare de obligativitate a certificatului verde, da? Pentru transport, care am înțeles că ar vrea să-l impună din mai pentru transportul, cel puțin prin Uniunea Europeană, obligatoriu, vaccinat, așa, fix în ziua în care în România, dar fix în ziua în care în România, la Curtea Înaltă de Casație și Justiție, că acest certificat verde a fost declarat neconstituțional. Da. Știi ce cred eu? Că noi, Constituția noastră care a fost adoptată la începutul anului 90 e foarte bună, foarte democratică. Dar vremurile pe care le trăim sunt din ce în ce mai ciudate. Și nu cred că Constituția noastră e de vină. Nu cred că Constituția noastră e de vină. Dar nu mai e de actualitate sau ce zici? Adică nu, vremurile s-au îndepărtat foarte mult de valorile care erau băgate în acest text. Da, Silviu, tu știi ce s-a întâmplat cu cetățeanul cu calul? Cred că a fost lăsat așa să ajungă. Avea certificat, nu a avut. Are o poveste cetățeanul cu calul. Cetățeanul cu calul a ajuns în aplauzele întregii țări. Și un alt cetățean a vrut să-l ajute. Și i-a cumpărat o casă. Ce frumos! Pe care cetățeanul cu calul a vândut-o.
Și cu banii obținuți s-a apucat de alte chestiuni. Dar ce interesant este că cetățeanul care i-a dat banii pentru casă era foarte, cum să spun eu, supărat. Vezi, domne, eu am făcut ceva pentru omul ăsta și omul ăsta m-a păcălit. Da? Pe scurt, a subînchiriat casa unora, în sfârșit a făcut o combinație, nu a acceptat darul generos. Ceea ce îți arată că în România lucrurile nu merg niciodată așa cum crezi tu. Adică oamenii au alte nevoi decât cele pe care le bănuiești tu. Da? Trăiești în zona mea de confort, nu acum. Da, în general, noi credem că lucrurile merg într-o direcție. Dar realitatea ne aduce aminte de fiecare dată că nu e aceeași direcție pe care cea pe care o credem noi cu cea în care se întâmplă lucrurile. Acum nu știu în ce măsură o să introducă ei în mod real acest certificat verde. Este o discuție tehnică, mai mult sau mai puțin... A fost o recomandare că așa se face. Da, păi de obicei fac chestii de-astea. Chestia nu prea mai funcționează nicăieri, adică astăzi în China au fost niște revolte cumplite din cauza unui bloc care a luat foc și autoritățile nu i-au lăsat pe oameni să iasă. Și blocul era în carantină, a luat foc, poliția nu i-a lăsat pe oameni să iasă. Evident, vecinii au aflat și a ieșit un tărăbui imens. În ce oraș? Nu mai știu. O, trebuie să mă uit în știri. E cu știrea de azi. În zona asta unde au mai fost niște... Cred că e aproape de zona unde Apple a avut probleme cu muncitorii, pentru că e tot o zonă de asta de carantină. În plus, chinezii au început să se uite la campionatul mondial. Și primul lucru pe care l-a observat e că nu e carantină. Ceea ce nu a fost... Am înțeles, ei știu sarmonică, e pe, așa, știu că e peste tot. Da, păi, probabil că li s-a spus că este o situație foarte nasoală peste tot. Și evident, acum văd că în Qatar toată lumea e plină de veselie, fără nimic, fără carantină, fără mască, fără nimic. Și își pun problema, dar de ce nu se întâmplă chestia asta și la noi? De asta îți spun că eu sunt sceptic cu privire la capacitatea sau la oportunitatea introducerii unor măsuri de tipul ăsta. Cred că tot vin cu ele, na, le apar la știri, le constați, le e ca atare. Băi, ce vreau să facă? Deci, am probleme de-astea. Fiimea, de pildă, vrea la Iron Maiden în iulie la Milano. E nevoie de certificat verde, nu este, na. Deocamdată nu e. Deocamdată nu e, nu. Directiva era că din mai ar vrea să impună. Asta vedem ce și cum o să se întâmple. În fine, chiar apropo de campionat, domnul Arthur, cum vi se pare acest campionat ca început? Am avut o satisfacție mitocănească cu Germania, care și-a luat cu 1-0 de la Japonia. Părerea mea că e abia la început. Au fost foarte multe critici privind organizația. E atipic campionatul ăsta, are atipicul lui, nici n-avea cum altfel. Da, e atipic pentru că, mă rog, e în deșert, într-o zonă arabă. Adică cei care s-au uitat la campionatul din trecut n-au mai văzut asta. Pentru că se prelungește foarte mult meciul, minge cu chipuri, cum a zis un comentator. Sunt lucruri care s-au schimbat așa. Dar părerea mea că tot a fost cu bere, pe urmă n-am mai zis că nu mai dăm drumul la bere. S-a împrins cu LGTB-ul, a ieșit un mic scandal. Da, a fost ceva ridicol. De ce trebuia să fie asta? În fine. Da. Părerea mea că ar trebui să așteptăm puțin să vedem cam cum, pentru că abia au fost primele meciuri și nu au fost cele mai importante. De acum
Întâlnesc echipele cele mai importante din grupă. Da, nu știu ce să zic. Pe mine ce am observat, adică ce impresia mea personală, seamănă foarte mult cu Champions League. Deci același fotbal. În campionatele mondiale trecute, când mă uitam și eu la campionat, era un alt tip de fotbal. Naționalele jucau altfel de fotbal decât echipele de club. Un fotbal mai lent, mai, cum să spun, spectaculos în sensul de joc. Concentrat. Era o concentrare a jocului foarte mare. În momentul de față mi se pare că e același joc pe care îl vezi și la când joacă Real Madrid cu PSG, e același joc. Nu știu, poate vouă vi se pare, chiar și echipele africane joacă la fel ca în Champions League. Am văzut, da, am văzut meciul cu cine a fost, Ghana cu Portugalia. Și ăla n-a fost chiar fault la care s-a dat atunci pe metri, în fine. Dar pe mine eu strâmbam din nas la politizarea campionatului, bineînțeles. Da, bine. Am înțeles că Danemarca ar vrea să se retragă din FIFA, au discutat și cu englezii. Astea sunt fițe, deocamdată. Nu cred că se va întâmpla nimic. Revenind la instituționalizarea asta a fotbalului, este deja, adică, nu știu, poate că am îmbătrânit eu, dar exact ca atunci când m-am uitat în perioada pandemiei la 100 de SF-uri și la un moment dat aveam senzația că mă e la un singur film și spuneam, acum intră în viteza luminii, acum intră în gaura de vierme, așa e și fotbalul. Păi să vorbim cu tine, să punem la pariuri, poate mai rotunjim veniturile un pic. Da, eu mă uit cu stupoare că voi vă uitați la acest campionat mondial. Adică, pentru mine este o surpriză, pentru că eu sunt într-un mediu mult mai hipsteresc, se pare, decât voi. Un mediu care are conștiință, un mediu woke. Da. Eu, toți prietenii mei de pe Twitter boicotează acest campionat al nedreptății, tiraniei și o serie întreagă de alte epitete neplăcute. Din vari motive, prietenii mei bețivani se solidarizează cu, cum le spune, suporterii englezi care au fost văduviți de principala plăcere de a consuma o bere. Nu? Suporterii LGBT, nu? Toată The Gay International, nu? Suferă pentru că, nu, în Qatar se întâmplă ce se întâmplă. Deci asta este o combinație senzațională. Și acum am înțeles că tot englezii, bineînțeles, ei sunt de vină, nu? Li s-a interzis să vină cu faimoasa lor îmbrăcăminte tradițională de suporter, îmbrăcăminte cruciat. Adică steagul Angliei, știți că e steagul cruciat, adică da, crucea roșie pe așa. Și ăștia erau îmbrăcați accordingly. Acum în Qatar se pare că nu merge foarte mult direcția asta. Mie mi se pare fantastic campionatul ăsta, nu ca fotbal, ca fotbal nu m-am uitat, nu știu ce se întâmplă. Dar mă interesează ca fenomen sociopolitic la nivel global. E foarte interesant. Adică să-i super și pe bețivi. Și pe gay, și pe creștini, da? Și ce să mai vorbim, și pe feministe, da? Nu, ca ta. Deci să super pe absolut toată lumea, inclusiv pe, cum să spunem, tifozii ăștia de fotbal pur, da? E o performanță, adică FIFA reușește cumva, într-un mod paradoxal, să unească niște grupuri foarte, foarte nervoase. Da, s-ar putea să se nască o nouă frăție. Există și o opoziție a arabilor față de criticile occidentale aduse campionatul. Sunt supărați, chiar și ei pe acolo se bat între ei, au mai avut și război între ei, dar când a fost problema asta, domnule, adică ce, noi nu putem să facem un campionat mondial, adică de ce tot critică atâta europenii?
Păi, mai e o întreagă poveste cu stadioanele alea, cum au fost construite. Unele dintre ele vor fi dărâmate pe urmă, altele vor rămâne și se vor transforma în moluri sau depozite. E o întreagă poveste la asta, sală de spectacole. Adică, dincolo de toată povestea asta, de asemenea, sunt niște miliarde care circulă. Da. V-a E plăcut? ceva spectaculos. Măi, vreau să mai deschid o poveste cu voi. Mie, jur, mi se pare povestea decadei. Este povestea FTX. Mă gândeam eu că să vă aduce asta în discuție. Mă gândeam Deci, eu. Nu mă gândeam. jur că asta este povestea secolului. Deci, avem un băiat, profilul omului care a vrut să facă miliarde doar ca să ajute alți oameni, da? Un tânăr de 28 de ani, care stă într-un penthouse cu alți 8-9 oameni, da? Cu care lucrează la această companie, plus iubita, într-o relație, deci, mie îmi plac detaliile astea, văd lumea mai freudian, într-o relație poliamoroasă, toți, așa, iar acești Așa 8-9. zic gurile rele că e Daily poliamoroasă. Eu cred că Mail. discutau în mod teoretic. În Bahamas, poliamoria, nu, în Bahamas e ceva tradițional, nu? Bahamas, conservatorii în Bahamas. Adică nu, cred că poliția din Bahamas poate să permită un asemenea desfrut, tovarăși. Eu personal nu cred. Da. Da, și la Am zis să horoscop precizez aici. asta, că gurile rele discutau cum ar fi poliamorie și că astea sunt... Păi, deci oamenii ăștia au făcut niște miliarde pierdute, da? Și dacă te uiți unde s-au donat parte din ele, s-au dus în politica americană, adică s-au dus, se pare că au ajuns și la republicani, dar partea grosul s-a dus la democrații. Știi? Și acolo se ia să mare scandal acolo, adică dintr-o dată povestea asta bagă democrații americani în cel de-al doilea scandal, că uite, s-au pus și pe Hunter Biden acum. Povești și pe Biden, de fapt. Și uite că mai avem încă două probleme, ca și cum nu aveam. Băi, dar... Vrei să ți-o spun eu pe a treia? Hai, dacă tot ai intrat down the rabbit hole. Băi, și-a închis Sam Harris contul de pe Twitter. Băi, Trent unde vezi Reznor dispare și alții. intelectualii? Trent Claire Lehman Reznor. de la Quillette a închis contul de pe Twitter. Sam Harris a închis contul de pe Twitter. Domnul președinte, slăvit fie numele său, Trump, A nu revenit. a dat niciun tweet de când i s-a reinstalat contul de pe Twitter. Adică lumea arde și noi discutăm de lucruri astea irelevante. Nu știu dacă stați pe Twitter. Ba Twitter da, eu mai generează. stau pe Twitter, am devenit. Băi, există un trolling high level, da? Iar Elon Musk este în zona de trolling high level. Dar nu, și eu îl urmăresc. Nu Deci știu de eu unde are am atâta pe timp. telefon tot ce zice Elon Musk. Este fantastic. Eu nu știu cât naiba mai are grijă și de celelalte trei corporații pe care le are el. Tesla, SpaceX și mai e încă una. Pentru că tot timpul dă tweet-uri. Tot timpul. Adică nu trece o oră fără să zică el ceva. Știi că am avut această întrebare. Se tot vorbește de acest Great Reset. Avem această mișcare woke cu cancel culture, să închidem gura cât ori mai multor oameni, da, care nu ne convine ce spun și așa mai departe. Și vine Elon pe cal alb, da, și spune, gata, am cumpărat acest cuib woke. L-a și dovedit, a filmat niște tricouri cu acolo pe la el, dacă ai văzut tweet-ul, ce a Da, găsit și în loc prin de woke sediul a spus Twitter. work. Apropo de exploatarea omului de către om, știi? Stay woke. Asta era tricou. Hashtag stay woke. Da. Și a venit el și a făcut hashtag stay at work. A mai fost o chestie. Le-a tăiat banii de mâncare angajaților, dar am înțeles că a luat toată suma. Și ieșea de un prânz, media unui prânz, unui angajat de la Twitter, la 400 de euro. Poftim? Păi ce mănânci de 400 de euro la prânz? Deci se vede că e sărac cu capa, măi, Silviu, măi. Deci, în primul rând, termină cu chestia asta că toată lumea încă fasole cu bămăligă de 30 de lei la cantina Parlamentului României.
Păi nu știu toată dacă lumea mai este e săracă ok cu capa ca în România. Cu taxa de carbon, nu știu, fasole. În alte părți, de exemplu la tovarășul turc Saltbaie, n-ai auzit de Saltbaie? N-ai auzit, că asta e când trăiești în fundul lumii aici, la capătul imperiului, n-ai de unde să știi ce se întâmplă în metropolă. Deci, domnul Saltbaie a avut decât o masă cine de 183.000 de euro. Ah. Niște cartofi prăjiți, niște fripturi. E dreapă polite cu aur. Da, vorba aceea, asta e, viața e complexă. Nu poți să mănânci așa o friptură ca ultimul sărac. Deci mie mi se pare că 400 de euro era pur și simplu, erau sucurile. Nu, pe bune, voi știți de chestia asta cu Saltbaie? Nu. Deci eu am mai auzit pentru un club aici, restaurant, cu foiță de aur. Deci face pur și simplu... Are o emisiune în care prăjește carne, asta face, prăjește carne, grătar, și un grătar, pe care aruncă el așa sare într-un mod emfatic și a făcut un sistem de restaurante în care pe grătarul respectiv pune carne cu foiță de aur. Are niște prețuri absolut nesimțite, este plin. E pur și simplu plin la el. Unde este acest restaurant? În Londra. Deci, și este acel Londra. Restaurant unde au demonstrat niște woke people de curând că s-a întâmplat treaba asta. Păi probabil că la el, că el este cel mai nesimțit. Că, da, că oamenii mor de foame și uite ce... La Londra e posibil. Mi-aduc aminte când am fost în Londra și treceam printre casele de bogătani și mi-a zis... Simțeai cum s-a scute lupta de clasă în tine? Sau? Da, mi-am zis, zic, sunt un nimic care tocmai trece prin centrul universului. Mi-e place altă fază apropo de asta. Deci am un nașul meu, cum ar veni, da? Care e un cetățean care, hai să zicem că nu e chiar sărac, pentru că a fost... decât director la o multinațională nesimțită de asta, multinațională reală, adică nu... Care nu apare te uita la bani. Multinațională, da. Nu te uita la bani. Și locuia la Paris, în suburbii, și nu știu, s-a dus la Londra. Și s-a întors șocat. Și mi-a spus, zice, băi, Londra putea bani. Zice, atât de mulți bani am văzut acolo. Deci omul nu era chiar... Adică își permitea o cafea de 400 de euro. Dar ce a văzut la Londra l-a lăsat cu gura căscată. Adevărul e că până să facă greșeala asta cu Brexit-ul, ei cam înnotau în bănuți. Și înnotau extrem de bine. Dacă știți voi, aveau o chestie numită pașaport financiar și băncile lor puteau să opereze în toată Uniunea Europeană fără niciun fel de alte chestiuni suplimentare. Ori băncile lor sunt foarte eficiente dintr-un anumit punct de vedere. Și atunci atrăgeau tot capitalul disponibil de pe piață. Realmente, adică... acum nu se mai întâmplă chestia asta. E un pic mai nasol. Dar te înțeleg, Artur, adică și eu m-am plimbat pe acolo. Și știu cum e. Mai ales că te uiți la ei în casă. Deci e o chestie interesantă. Totul e transparent, nu există perdele. Și ei cum arată, am văzut tip de ăștia la 50-60 de ani, îmbrăcați în hăinuțe de-astea foarte subțiri, cu niște pantofi ușurei. Erau ca niște balerine, așa, ca niște, nu știu, ca niște îngerași. Așa. Simți așa ușurătatea vieții când îi vezi. Eu mi-aduc aminte că am fost la un moment dat în Maroc și eram la aeroport. Să mă întorc înapoi în țară și erau cozile alea la check-in acolo pline de europeni, bineînțeles. Băi, se vedeau care erau englezi și care erau restul de europeni, pentru că, băi, aveau față de bețiv și cumva, dacă vrei, să se vedea de cum să fiu rău, degradarea genetică. Asta e urâtă de tot. Așa mi s-a părut. Cum să spun? Când în momentul în care ești mai ales în afara Europei, tu român, da, ești de obicei făcut polonez,
francez, zona asta unde, hai să zicem, sunt mai mulți bruneți că aia din Germania sunt mai blonzi, știi? Dar primul lucru ți se spune polonez, francez, pormă, ce și cum. E, londonezul e specia aparte, londonezul, englezul e specia aparte. Da, Acum ce clar. să zic? Clar că e. Așa, revenise, am trecut repede peste povestea asta cu FTX-ul. Băi, deci mie mi se pare, cum să spun, am văzut pe, cred că pe Netflix este acest documentar, probabil că am mai vorbit cu voi despre el, acest documentar al unor golani derbedei cu bani americani în anul de grație 1994, care pe mână cu băieții din Columbia au pus la cale să cumpere un submarin ca să-și transporte drogurile de la armata rusă în decaderea după căderea URSS-ului, da? Și răspunsul pe care l-au primit este dacă îl vor cu focoase nucleare sau nu. Asta a fost răspunsul. Mai mult decât atât, e o scenă în film când s-au dus să cumpere submarinul propriu-zis și americanul a început cu un aparat foto, ca așa era atunci, să facă niște poze și a venit amiralul rus, care era șeful bazei militare, și a zis că nu are voie să facă poze acolo. Și s-a zis, zice, da, dacă cumpărăm acest submarin, trebuie să-i arăt poze șefului. L-a zis, bine, zice, cât mă costă? $200. Asta e povestea ce unui film, știi? Și $200 era salariul lui pe o lună a amiralului rus în 1994. Dumnezeu știe ce s-a întâmplat cu el. Bănuiesc că n-au fost sorții prea generoși, dar... Băi, dacă acum aflăm despre golăneala asta de atunci, ce o să aflăm despre ce se întâmplă acum, vai. Cumva nici nu știu dacă ies mai repede la iveală că avem internet, știi? Avem asta cu FTX-ul și multe altele, dar asta mi se pare într-o logică ca sumă de bani. Deci n-ai cum să faci dispărut așa sumă de bani și până la urmă n-au făcut decât să inventeze o schemă Ponzi. Dar uite, băi, sunt mulți americani care și-au băgat bani acolo, vedete, Hollywood-ul. Dar mai circulă reclama cu ăsta, Tom Hardy și cu Gisele Bündchen. Tom Hardy sau, nu mai știu, ăsta, fotbalistul de fotbal american, au ei un quarterback celebru, Tom nu știu cum, care căsătorit cu Gisele Bündchen. Și circulă reclama cu ăsta care sună toată familia să investească banii în FTX. Ce să zic, Silviu, dar noi banii știm nu trebuie lucrurile. Să rămână la fraieri, părerea mea. Deci eu sunt alături de Sam Bankman-Fried. Îmi pare rău că n-am pus și eu mâna pe cele 10 miliarde pe care le-a subtilizat. Valoarea de piață a chestiei era 32 de miliarde. Și dacă vrei să te distrezi, să citești că găsești pe net, deci le-au pus un administrator judiciar, da? Deci le-au pus pe unul care să... Jay Ray, nu știu cum. Ăla a supervizat firma Enron, când au picat Enron. Da? Uh-huh. Și ăsta a publicat un raport pe care l-a dat pe net. Trebuie să citiți raportul ăla. Pentru că dacă... Adică nu poți să crezi. Deci, fiți atenți. Că nu aveau contabilitate, asta este una dintre chestii. Dar cum se dădeau banii? Nu știau câtă lume e angajată. Și nu știau, ei n-aveau departament de HR. Nu știau cine a angajat. Nici contabilitate. N-aveau contabilitate. Iar banii se dădeau așa. Era un grup pe WhatsApp, pe Facebook, pe Signal, pe o chestie de asta, da? Și tu ziceai, am nevoie de 100.000 de euro ca să cumpăr bibilici. Și era un cetățean care dădea așa dacă era bine și așa dacă era rău. Dădea cu smiley, înțelegi? Dădea cu smiley. Moment în care alt cetățean îți dădea banii. Și după care grupul ăsta era setat în așa fel încât să se șteargă mesajele după un anumit timp. Nu mai știa nimeni cât bani a luat, cine, când, cum. Și asta e pe bune. Deci că el în viața lui n-a văzut așa ceva. Asta era companie listată la bursă. Da? Ceea ce spune foarte multe chestii despre... Pentru mine și pentru Arthur, de exemplu... Ne spune ce se întâmplă cu noile generații. Adică
ce se întâmplă cu studenții noștri? Că când o să ajungă studenții noștri în funcție de conducere. Pentru că tipul ăsta Arthur nu e foarte optimist, mă uit la față. Nu știu dacă știi, a terminat la MIT fizică. Ei, în ceea ce îi privește pe ei, că nu. Adică nu neapărat studenții noștri. Dar nu știu, nu ai voștri persoane, vorbeam de nivelul de educație. Mă stăteam într-o zi, eram la Piața Victoriei, stăteam în blocul ăla de sticlă, unde se vede... Da. Opera Center. Da, și mă uitam la oamenii acolo care munceau și mă gândeam, zic, măi, eu sunt dintr-o generație de ăștia de care fac totul. Care sunt capabili să se recalifice, care au făcut o grămadă, sunt unii care au avut o grămadă de joburi, nu că eu n-aș fi avut. Și eu am avut multe joburi și... Am pus și smoală pe bloc, deci... Poftim? Am pus și smoală pe bloc. Da, deci... De asta sunt, cred că, puțin obosit la vârsta mea. Dar... mă uitam la ei și mă gândeam, păi ce să fac ăștia? Că ei nu știu decât un singur lucru. Adică ei par să fie foarte nișați și în același timp foarte atașați de firma lor. La un moment dat, normal că vei fi dezamăgit de firma la care n-am auzit până acum pe cineva care să zică iubesc locul meu de muncă, vreau să ies de la pensie de acolo. Nu cred că există ceva de genul ăsta. Nu știu la TVR. Poftim? Nu știu la TVR. Da. Vor ajunge la 40 de ani, când e o vârstă 40, 42, 45. Când e o vârstă așa, când faci primele evaluări în viață. Și încep să te întreb, ce am făcut eu în viață? Ce am făcut eu în viață? Și răspunsul e, am lucrat la firma aia de dimineață până seara. N-am vrut să fac copii pentru că nu mi-a plăcut să fac copii. N-am avut grijă de maică-mea și de taică-mea pentru că erau niște comuniști care mă enervau și care m-au bătut când eram mic. Și răspunsul va fi, n-am făcut nimic. Iar motivul... Tu zici că statistic o să crească acest procent. Da, motivul pentru care n-am făcut nimic, pentru că dacă n-ai făcut nimic, sunt două cauze. Ori n-ai făcut nimic din cauza ta, ori n-ai făcut nimic din cauza societății. Și orice om care, adică nu-i văd pe ei, tocmai din cauza acestei nișări și atașamentului față de firmă, nu-i văd aruncând vina asupra lor. Îi văd aruncând vina asupra societății, mai degrabă. Evident, generalizez sau, cum să spun eu, prezint lucrurile așa în alb și negru, dar e teamă ce va fi când vor ajunge la pap. Mi-e teamă pentru ei. Pentru că sunt niște situații, sunt niște lucruri pe care nu le poți ocoli în viață. Nu poți să... La un moment dat trebuie să-ți pui niște întrebări. Ce am făcut? M-am călătorit prin lume? Ce dracu am făcut în viața asta? Și există un moment de în care lucrurile se plătesc. Da, ce spui tu este că un număr din ce în ce mai mare, hai să zicem, din zona asta occidentală, peste 10-20 de ani, da, se va găsi în situația asta. Da, da. 20-30 chiar, că, hai să zicem, studenții de acum. Da, și va fi nevoie de o, cum să spun eu, nu de metavers, ci de metavers, ca să scoți oameni din genul ăsta din depresia în care vor cădea. Da, să știi că asta se întâmplă deja, adică criza opioidelor îți arată că ei deja sunt în momentul ăsta și să știi că apare chiar mai devreme, adică asta criza de 40 de ani de care zici tu,
Asta e la noi, că noi am fugit ca iepurașii pentru că trebuia să facem 1000 de chestii și n-am putut să ne oprim decât la 40 de ani. Vorbește pentru tine. Tu fugeai acolo ca iepurașul Duracell până când ai rămas fără baterii fizic. Da? Pur și simplu fizic. Adică a fost un moment fizic. Dar la ei nu e așa, să știi. E de la, e pică la 30 de ani. Da. Și pentru că viața lor e mult mai rapidă decât a fost viața noastră, cumva. Adică acolo ritmul e halucinant în zonele astea în care, cum să spun eu, chiar trebuie să-ți plătești facturile și trebuie să fugi dintr-un job într-altul și asta e. Dar mai e și o chestie, știi? Noi am avut beneficiul unui orizont de așteptare mai spiritual, mai cultural, mai... Adică am avut iluzii mai mari care ne făceau să rezistăm la... Să îndurăm. Să îndurăm. Nu e ce spuneam eu la început, că am avut la ce să ne raportăm, cumva? Era și un soi de era un fel de utopism, de cum să spun eu, cum am fost noi crescuți pe vremea Ceaușescu, că trebuie să clădim pe patria și comunismul. După 89 s-a schimbat MTV. S-a schimbat pe, s-a dat pe MTV, dar a rămas același utopism. Dar că atunci construiam capitalismul, libertatea. Da. Și asta a ținut o vreme. Mai e și această discuție pe care tot o aud din ce în ce mai des. Băi, vine AI-ul peste noi și o să lase un număr foarte mare de șomeri și că se merge într-acolo încât se va trece la banii virtuali. Înțeles că e totuși lucru foarte complicat, cel puțin în România, unde e foarte mult cash la populație. Așa, și banii ăștia virtuali o să-ți asigure by default undeva la vreo 1200 de euro pe lună, da, din care tu poți să... Banii ăștia n-or să stea mai mult timp de 2 sau 3 luni în portofelul tău virtual, ei se vor dispărea de acolo, trebuie cheltuiți până atunci și ți se, mă rog, previziunea apocaliptică este că în momentul în care nu ești cu minte, da, te mai taie de la bani. Era o memă care spunea că ai ofensat pe cineva cu postarea ta de pe Twitter sau de pe Facebook, motiv pentru care mașina electrică nu spornește 2 săptămâni de acum. Nu mi se pare deloc exclus să ajungem în situații de genul ăsta. Tehnologia există și acum. Tehnologia există și acum. Poate fi aplicată de mâine, dacă vrei. Dar nu e un tip de comunism din cele mai cumplite. Dar în stat în China e ceva de zon de genul ăsta băgat deja. Măi, în China știu că niște oameni care au ieșit cu oameni vaccinați, care pur și simplu au clacat și au ieșit în stradă să protesteze și care aveau în telefonul din buzunar, aveau certificatul verde. Certificatul ăla s-a făcut brusc roșu, a expirat. Și a venit poliția și i-a luat pentru că le expirase brusc certificatul tuturor, știi? Da, acum nu e un certificat, acolo e o chestie numită semafor. Sau da. Da, deci ca să poți să treci dintr-o zonă într-alta, ei au instituit o chestie, o aplicație care îți spunea până unde poți să te duci. Și în funcție de ce culoare apărea pe telefonul tău, treceai sau nu de barierele respective. Da, deci ceea ce, bun, a fost și tehnic posibil și este tehnic posibil. Da. Dar avea chestia neplăcută, adică în China atunci, pentru prima oară, de exemplu, au fost depistați oameni care fugeau de ani de zile de Partidul Comunist. Adică pur și simplu nu mai puteai să pleci de acasă fără telefon. Înțelegeți? Pur și simplu nu, toată lumea trebuia să aibă telefonul asupra sa. Moment în care ăștia care au tot fugit de-a lungul timpului de comuniști au fost prinși, pentru că având telefonul tot timpul asupra lor, nu e suficient să te prindă o cameră de luat vederi, pune telefonul în raport cu tine. Și mai vechi e triangulația în GSM. Ești între trei. Asta e o chestie foarte nasoală, dar slavă Domnului în Europa, se pare că noi avem o istorie de infractori mai mare decât alte părți ale lumii care iubesc ordinea. Noi suntem totuși Europa
Noi zicem despre noi că suntem civilizați, știți? Dar noi, civilizația noastră e cu vikingi, e cu romani care jefuiau, e cu pirați, e cu corsari. Adică noi suntem o civilizație care am crescut așa mai cu furtul, mai cu schimbam drapelul când se apropia altă galeră. Adică făceam niște chestii de-astea care nu erau chiar, hai să zicem, coșere. Și vorba aceea, știi cum e? Nimeni nu te întreabă ce ai făcut cu primul milion de dolari. Adică cum ai făcut primul milion de dolari. E, așa și la noi. Multă lume din Europa nu se simte confortabil cu ideea asta chinezească de ordine celestă și au băgat GDPR-ul. Dreptul de a fi uitat. Tot felul de chestiuni care fac mult mai complicată situația de tipul ăsta. Iar ca să fim sinceri, apropo de sistemul chinezesc, să știți că sistemul chinezesc nu a fost inventat de chinezi. Sistemul chinezesc a fost inventat de americani. Da. Și este un sistem dezvoltat în regim privat de către bănci. Este biroul de credit pe care îl avem și noi. Inițial era făcut ca să descurajeze țepele de natură financiară. Adică în momentul când luai bani de la bancă, băncile aveau o chestie comună, nu? Și tu figurai ca alte bănci să știe că tu ai datorii, da? Să nu ia țeapă ulterior. Cu timpul i-au făcut scoruri de bancabilitate, adică au zis, stai o secundă, păi ia hai să vedem dacă cu tare sau cu tare are rost să-i dăm bani înainte să-i dăm bani. Nu? Nu după ce celebru credit social. Da, sistemul de credit social din China este sistemul american al biroului de credit extins la toate chestiunile non-financiare. Dacă la biroul de credit american ei îți calculează un credit score pe baza comportamentului tău financiar, în sensul, ți-ai plătit facturile, ți-ai plătit ratele, ești la zi cu lumina, cu întreținerea, nu se plânge chiriaș, cum îi spune, proprietarul de tine și așa mai departe. Deci, au extins de la nivelul bancar la nivelul extrabancar. Social. Da? Pur și simplu. Dar e totul legat încă de bani. Adică nu te întreabă dacă ți înșel nevastă. Înțelegeți? E, chinezii au zis, stai o secundă, dar cum avem noi încredere în tovarășul Li Xianping? Păi dacă tovarășul Li Xianping scui pe stradă, nu e un tovarăș corect. Dacă tovarășul Li Xianping traversează pe roșu, nu e un tovarăș corect. Și chinezii au extins chestia asta de la nivelul financiar la toate aspectele existenței. În moment în care, nu știu dacă știți, e o chestie tâmpită, nu mai poți să mai iei trenul. Adică dacă ai scor negativ, da, da. Nu poți să-ți dai copilul la grădiniță. Știi că îngrijorarea este că există această elită a Occidentului sau parte din așa zisa elită a Occidentului care îmbrățișează foarte tare modelul chinezesc. Există această îngrijorare și această discuție. Că cumva aceeași elită are bani cu saci în paradisele fiscale. Și nu cred că elita respectivă și-ar dori un sistem de genul ăsta în care... Vă dau un exemplu acum, Shakira, da? Shakira riscă să stea 12 ani în pușcărie. Fiscul spaniol o acuză că a furat 12, nu știu cât, sau nu știu, 85 de milioane. N-a declarat 85 de milioane. Da? Ce zice Shakira? Zice, domne, eu stăteam în Bahamas, nicio legătură cu FTX. Aflăm noi. Eu stăteam în Bahamas, sigur că eu mi-o trăgeam cu Piqué, dar nu era ceva serios. N-aveam decât doi copii cu el. Dar eu nu locuiam în Spania. Eu locuiam în Bahamas. Bun. Și ea zice, doamne, am plătit totul, domiciliul meu fiscal e în Bahamas, v-am plătit ce vă trebuia. Și băieții au dat un judecat. Acum nu s-a înțeles cu ei, ea n-a vrut să plătească, fiscul a zis, ok, bun, mergem mai departe. Și acum se judecă procesul, a început procesul. Și ea se simte lezată în intimitatea ei că, ce au făcut anchetatorii spanioli? Anchetatorii spanioli trebuie să demonstreze că ea stătea mai mult de 200 de zile în Spania. Băi, și s-au dus peste tot. La frizer, la restaurant, la
cum îi spune, la doctor, la pe unde s-a dus ea și având... Îți dai seama că dacă locuiești într-un loc, te tot duci, nu ieși, mănânci, bei. Mă gândeam că nu știu totuși foarte mulți oameni care să fi urmărit acest proces al Shakirei ca tine. Păi nu, eu urmăresc pentru că pe mine mă interesează. Pentru că în momentul în care un stat poate să-ți track down fiecare mișcare, poate să-ți urmărească fiecare mișcare și să demonstreze că 203 zile ai stat unde trebuie, gândește-te că acela stat poate să monitorizeze și activitățile tale politice, și activitățile tale culturale, și activitățile tale religioase. Măi, cel mai îngrijorător lucru care mi se pare, și asta s-a văzut în pandemie, ai de pildă exemplu Canadei cu Trudeau și cu oamenii care au ieșit să demonstreze și să-și spună nemulțumirea în stradă și li s-au închis conturile bancare. Ăsta este un abuz fără precedent în lumea occidentală. Da, dar erau răi. Erau răi. Nu se aia clasa muncitoare aia pe bune. Știi că discuția de fapt cu tiriștii de acolo este că majoritatea sunt după nestul europeni, cam de vârstă cu noi și au mai prins comunism, l-au mirosit imediat. Da, adevărat, erau mulți români, polonezi, da, bulgari, da, zona asta de pe aici. Dar uite, apropo de chestia asta, de ce spui tu, na? Deci ideea asta că dacă un om face ceva cu care tu nu ești de acord, da? Deci are altă opinie decât tine într-o chestiune. Faptul că el automat devine demonic. Înțelegi? Adică nu e că greșești. Eu nu mă înțeleg cu tine, Silviu, că tu fumezi și eu nu fumez, da? Ok. Și zic, bă, fumatul e de rahat. Da? Zic, fumatul e de rahat. Și tu zici, lasă-mă, bă, că tu ești comunist, da? Și te ține departe de Parkinson. Avem o... Bine, nu trebuie să mă faci comunist, să mă faci nazist, pentru că Hitler e ăla care a interzis fumatul. Nu? Primul care a interzis fumatul în Europa e tovarășul Adolf Hitler. Ia uite, asta nu știam, da. E, okay. Cum nu știai? Uite, dacă ești antinazist, trebuie să fumezi. Nu te poate avea. Bun, și noi decertăm pe tema asta, da? Deci avem opinii diferite, da? Eu nu, nici tu nu mă demonizezi pe mine, nici eu nu te demonizez pe tine. Adică tu ai un aspect al realității cu care eu nu sunt, al personalității cu care eu nu sunt de acord. Dar nu extind această chestie asupra întregii tale personalități. Cum au început să facă ăștia. Adică mă uit la următoarea chestie, da? V-am zis că l-au dat afară pe Sam Harris. De fapt, Sam Harris a ieșit de pe Twitter. Sam Harris a dat un interviu. Sam Harris, pentru cine ne urmărește și nu știe cine e, e un fel de vedetă intelectuală, ateu, pro-știință, pro-rațiune, un tip de ăsta care pune sub bării toate lucrurile. Da? Și care are foarte mulți urmăritori, adică foarte multă lume de asta cool pe partea cu Science and Company, îl urmăresc pe tipul ăsta. Bun. Hipster woke, vrei să spui. Da, nu e chiar woke. Nu, el e sceptic. Pune sub semnul întrebării toate chestii. Woke sceptic, există și așa ceva bun. Nu e chiar woke. Din contră. Bun. Și e un interviu, un site, Trigonomics. Sunt unii care discută cu personalități de-astea mai contondente. Da? Gen Jordan Peterson, gen Alex Jones. Da, tip de ăștia mai ciudați, cu păreri mai... Joe Rogan, da? Se duc și intervievează pe diverse ăștia. Și eu luat un interviu lui Sam Harris. Și Sam Harris spune o chestie care, într-adevăr, pare bizar. Dar Arthur, dacă s-ar uita, cred că ar fi de acord cu ce zice Sam Harris acolo. Că el a lucrat în domeniul consultanței politice și înțelege. Sam Harris zice următorul lucru. Zice, domnilor, cu câteva zile înainte de alegerile din Statele Unite, apare scandalul cu laptopul lui Hunter Biden. Da? Uh-huh. Și acum întrebarea e, a procedat corect New York Times și cu Washington, au procedat corect când nu au dat story-ul respectiv? Cu 8 zile înainte. Cine trebuie să răspundă la asta? Bun. Și acum, întrebarea e următoarea. Dacă tu ești un susținător al libertății și al adevărului, nu ar trebui să spui, domne, adevărul este că există acest laptop, că în acest laptop sunt niște lucruri nasoale și că este interesul public ca oamenii să știe aceste lucruri. Da? Corect. Bun.
Dar Sir Harry zice cu totul altceva. Zice, băi, eu n-aș fi dat chestia asta. Pentru că este înainte de alegeri. Și chiar dacă, indiferent dacă e adevărat sau nu e adevărat, noi știm că o asemenea chestie dată înainte de alegeri poate să mute radical dintr-o parte într-alta votul. Da? Cum s-a întâmplat cu Hillary Clinton și cu, știți, faimoasele e-mail-uri. Exact înainte au dat ăștia, nu știu ce. Și au calculat că, într-adevăr, s-a schimbat opinia publică în favoarea... Un proces a dus la zimii republicani. Da. E, și acum Sam Harris zice, bă, eu n-aș fi dat chestia asta, pentru că nu aș fi vrut să mai existe încă 4 ani cu Donald Trump. Adică, dacă mai există încă 4 ani cu Donald Trump, e mult mai nasol decât faptul că noi știm adevărul. Ceea ce e interesant, așa, ca discuție filozofică, adică binele versus adevăr, în sfârșit, e o întreagă discuție aici, dacă e chiar așa. Deci, ce s-a întâmplat? Deci, toți aia care l-au susținut, inclusiv cei care luau interviu, au fost șocați. Adică, nu se așteptau ca el să spună așa ceva. Și între timp ăștia au venit și l-au mătrășit. Adică, bun, a fost un val de contestare extraordinar. Și acum, întrebarea mare de tot este următoarea. În situații d-astea complicate din punct de vedere politic și social, pentru că noi în filozofie avem o chestie. E un exemplu, apropo de limitele firii exprimării libere. Da? Și, domne, ai voie să spui orice, dar nu poți să strici foc într-un cinematograf. Adică dacă tu strigi foc într-un cinematograf, nu oamenii... Crezi panică, problemă. În picioare, da? Și acum, exact chestia asta, adică ajungem într-o situație în care primul lucru care îl pe care îl sacrificăm e adevărul. Și bine, hai să nu fiu rău, dar... Este o întrebare cum s-a ajuns la laptopul lui Hunter Biden. Deci, da, întrebarea, scuză-mă puțin, întrebarea ta era dacă merită, zile înainte dacă de merită să sacrifici adevărul pentru un viitor mai bun. Da, tu ales să sacrifici adevărul pentru un bine. Pentru un bine, un viitor bine. Da? Da, dar cine decide că ăla e binele? Pentru că așa crezi tu că e bine? Adică tocmai asta, situația ca atare arată că binele de fapt nu era deloc deoparte. Arată că binele era foarte, sau rău mai degrabă, era foarte amestecat în ambele părți. Și asta e o problemă foarte mare în state. Am văzut comedianții, de pildă, ăștia care fac stand-up comedy, băi, ei sunt luptătorii numărul unu acolo, sunt în prima linie, de front. Cu problemele astea woke. Și slavă Domnului, au suficient umor și suficient șarm cât să știe, e foarte interesant, să știe să-și livreze corect marfa, băi, cât să-și enerveze pe ăștia foarte pro-woke, știi? Dar să-și tragă pe partea elaltă de public. E un comedian care îmi place, mie îl cheamă Jim Jefferies. Și el zicea, e australian, zice, băi, eu gluma asta am făcut-o așa cu 10 ani. Era la linie, da? Cât să nu s-ar calu. Voi ați mutat linia. Înțelegi? Voi ați mutat linia. Gluma asta era la linie atunci. Acum e normal că e depășită. 10 ani mai târziu. Da. E interesant ce zice Laurențiu. Foarte interesant. Și sunt și alte chestiuni, de pildă. Acum când a preluat Elon Musk Twitter-ul, pe lângă faptul că a dat oameni afară și ce s-a întâmplat acolo, i-a dat pe aia care verificau știrile. False, da. Stai să mă adaug o treabă. Dacă puneai o știre, de pildă, ca gen Hunter Biden, link, ți-l trăgea în jos, tu nu știai, dar ți-l vedeau maxim 2 oameni sau 3 dintr-o listă de 1000 de followers, știi? Da. Pe asta, despre asta voiam să spun și eu, că deci dacă citești toată literatura despre rețelele sociale online, îți spune că este o revoluție în comunicare, că receptorul devine emițător, că
suntem prosumers, adică suntem și consumatori și producători de conținut, că această rețea conduce la o deschidere informațională nemaipomenită, libertate și așa mai departe. Dar dacă, și toate aceste analize ignoră, ca să zic așa, structura ca atare a rețelei, care nu e doar una, are și o dimensiune orizontală, dar are și una verticală care ține de managementul rețelei. În vârful rețelei se află Elon Musk. Elon Musk, prin procedee deloc electronice, poate să permită sau să interzică contul sau pagina unei persoane pe propria rețea. Asta înseamnă că, de fapt, nu am ieșit deloc din logica mediei clasice. Adică există întotdeauna un gatekeeper care poate să-ți dea voie, să nu-ți dea voie, să te bage în jos, să te bage în seamă, poate să facă toate lucrurile astea. Și în condițiile în care, adică mie, toate reacțiile astea împotriva Twitter mi-au arătat, de fapt, că miza e una electorală. Adică ideea e cine pune, Twitter e o media foarte importantă pentru americani, cine pune mâna pe Twitter are toate șansele să câștige alegerile din Statele Unite. Deci, despre ce vorbim? Adică, cum să spun, e clasic. Adică nu e, nu mi se pare, adică asta discutam și cu unii dintre studenții mei care sunt pasionați de media digitală. Și încercam să le explic, pentru că ei sunt foarte prinși de mediul ăsta digital, ceea ce e normal. Dar încercam să le explic așa cumva să iasă în afară, să vadă puțin lucrurile din... Outside the box. Da. Și mai e un element. Nu știu cât va dura. Părerea mea că în perioada când a fost, de exemplu, televiziunea la putere, asta dura până prin anii 90, să zicem, cel târziu. La început oamenii se uitau toți la televizoare. În Occident, mă refer. Dar putem să mutăm lucrurile la noi în România în anii 90, când la început se uitau toți la televizor dimineața până seara. Era amuzant și că la Slava Izaura de pildă. Oamenii s-au obișnuit cu mediul. Încet oamenii s-au obișnuit cu mediul și s-au plictisit de mediu. E foarte posibil, adică e previzibil că se va întâmpla asta și cu mediul ăsta online. Era un exemplu. Deja se întâmplă, de exemplu, mediul academic. Uite, apropo de chestia asta, da? Deci, înainte de pandemie era marea jmecherie cu așa numita digitalizare și teleînvățământ. Adică veniseră niște băieți, chiar aia, World Economic Forum și alții așa, și UNESCO și mai mult, și spuneau, domne, viitorul educației este educația la distanță. Da? Și se propunea următoarea schemă, domne, niște băieți deștepți fac conținuturile, noi le livrăm pe platformele astea, da? Și eventual acolo unde se livrează conținutul, mai angajăm și pe un localnic să facă exercițiile. Ideea era că nu existau decât două, trei surse de conținut, adică marile universități, de ce rost să fie 1000 de profesori de filozofie, nu? Sau 1000 de profesori de media. Îl luăm pe, nu știu, cel mai tare filozof, cel mai tare profesor. Dar direct la toți. Ăla face cursul online, nu? Dă click și noi ne uităm miliarde la goguță respectiv, da? Bineînțeles că el se îmbogățește și universitatea respectivă, normal. Bineînțeles că restul universităților dispar, că na, ce rost are. Adică, gândiți-vă, nu? Unde îți dai copilul? La Harvard sau la Târgoviște? Da? Târgoviște stă pentru orice, București, Paris, Viena, Kuala Lumpur, whatever. Da? Și ăsta era viitorul. Ni se spunea că ăsta este viitorul. Vine pandemia. Trecem toți online. Nu? Majoritatea dintre noi au făcut online. Și ce observăm? Observăm că oamenii nu vor, de fapt, chestia online. Că, de fapt, stilul ăsta de să stai tot timpul conectat și să
relaționezi cu un conținut virtual, nu e fix ceea ce îți dorești. Nu. Și atunci, acum, de exemplu, există un nou trend în care oamenii au ajuns să plătească o groază de bani mult mai mult pentru interacțiunea față către față. Unde e asta? Cum? Păi tot în state. Păi de unde a început toată nebunia? Deci acum există degree, da? Deci poți să-ți iei un... Fie plătești mai puțin și faci online la distanță, fie plătești mult mai mult și te întâlnești cu profesor fizic. Okay. Da, adevărul ai... este că era o mizerie. Deci predatul, să te uiți la niște buline de astea pe laptop și să predai, să spui că aia sunt oameni. Nu, era a fost într-adevăr o experiență sinistră. Păi mai o treabă de însingurare. Știi că vorbeați de anii 90, că mi-aduc aminte de o știre, m-am amuzat de aia acum, scădea infracționalitatea pe țară când era sclava Izaura, știi? Dar ținea familia împreună la televizor. Știi? Că, na, stăteau toată familia și se uitau la o cutie cu imagini colorate și care spunea și o poveste. Dar dincolo de asta, erau împreună. Internetul a mers în zona asta în care ne-a însingurat foarte tare. Știu că Artur mi-a spus o chestie când am mai vorbit la radio trecut. Zice, băi, am studenți pe care și-au petrecut primii 2 ani de studenție acasă cu părinții și au stat în online. E foarte trist, știi? E, dar noi avem treaba asta de socializare. Știu că mai fugeam în pandemie să mă mai văd cu niște oameni, că mai puteam să stau atâta timp eu și cu mine, știi? La un moment dat simți nevoia de socializare, realmente. Iar s-o bagi la nivelul ăsta universitar, înseamnă că cineva a făcut un studiu, bănuiesc. Când mă întorc de la mare, de obicei, când vin cu mașina de la mare, adică mă mai opresc la benzinării de astea, dar nu stau mult. Dar sunt unii care opresc acolo și o cafea, stau o țigară, cu orele. Stau cu orele acolo. Tot timpul e plin. Timpul. Am văzut și DJ-ală. Și... Da. Și mă gândeam, dar de ce stau oamenii ăștia aici? De ce nu se grăbesc să ajungă acasă? Adică, și mă uitam așa la oameni și mi-am dat seama că ei, de fapt, vor să stea unii lângă alții, vor să stea împreună, vor să petreacă timp împreună. Simt nevoia asta de a fi la oaltă cu ceilalți. Asta e un lucru, părerea mea, foarte uman. Cred că e cel mai uman lucru care există. Ideea asta de apartenență socială. Să simți viața. Că simți viața când ești cu ceilalți. Asta e o... Îmi povestea cineva din Brazilia, din Rio. Spre exemplu, dacă mergi în Rio cu metroul și să presupunem că ești singur în vagon, următoarea persoană care se va sui, de sex feminin sau masculin, nu se așeze în partea cealaltă, ci se așează fix lângă tine. Așa funcționează ei. Sunt mult mai calți și mult mai apropiați și treaba asta de interacțiune umană la ei merge până într-acolo, încât se așează lângă tine, eventual îți și zâmbesc. Au acest aspect. Da, uite, pot să spun o fază inversă. În Suedia e fix invers. Și la un moment dat mi-a povestit cineva următoarea chestie. Deci era o doamnă care arăta chiar surprinzător de bine de la natură. Și foarte conștientă de bucuria pe care o produce în jurul ei, se îmbrăca și dezvăluind această frumusețe interioară. Și realmente nu puteai să treci pe stradă fără să te uiți la ea. Da? Iar ea dezvoltase această voluptate, în sensul în care ea chiar îi făcea plăcere, că îi făcea plăcere să se uite lumea la ea. Da? Și se ducea se călătorea prin state de astea, gen Pakistan, Bangladesh, India, pe acolo, pe la... Și evident, ea acolo era sărbătoare, adică când trecea ea pe stradă, parcă era Angelina Jolie. Da? Bun. Femeia foarte fericită, extraordinară, ajunge să, bun, face o firmă care importa diverse chestii și, pentru nu știu ce motiv, își stabilește sediul fiscal în Suedia. Adică, trebuie să se ducă în Suedia.
Se duce în Suedia și rezistă în Suedia o lună, după care se întoarce distrusă în România. De ce? În Suedia nu se uita nimeni la ea. Oricât de dezbrăcată mergea pe stradă, nimeni, niciun bărbat, nici o femeie, niciun copil, nu se uita la ea. Pur și simplu nu a suportat femeia să fie tratată cu atâta indiferență. Acum, când stai să te gândești cum se pune problema, știi că oamenii hărți, da, te iei de femeie pe stradă, nu știu ce. Da? Și, de adevăr, e destul de nasol să se ia cineva. Dar, pe de altă parte, când vin într-o cultură de asta, cum e o cultură, cum ai spus tu, o cultură a interacțiunii, adică să-ți pese, să nu fii nimeni pe stradă, un anonim, e fix opusul chestiei pe care o au ei. Ei vor să fie anonimi, ei nu mai vor să interacționeze cu nimeni. Noi nu vrem să fim anonimi, noi vrem să fim iubiți, noi vrem să se uite lumea la noi, să ne bage în seamă, să zică să rămână boss, bossulică, ce mai faci? Ia, hai, uite-te ce se întâmplă în Japonia, unde nu se mai nasc copii. Că și asta o problemă. Adică sunt țări întregi unde am înțeles că nu prea mai vor sex. Apropo de asta, eu am două drumuri pe care pot să merg la Suceava. Să merg pe drumul pe Bacău, în zona București-Suceava. Păi să mă ierți, la zona este pe pepinieră de femei frumoase. Deci ce e Moldova acolo? Da, și mai e drumul prin zona maghiară. Deci pe la Piatra. Da, prin Transilvania, da. Și la un moment dat m-am plictisit de drumul ăsta și am zis hai să iau și pe celălalt drum, chiar dacă e puțin mai lung. Și mergi în sat, după sat, după sat, după sat, pe care nu vezi picior de om, adică e gol totul. În schimb, pe drumul prin Bacău, deci este un circ permanent, adică oamenii stau agățați de garduri, ies în stradă, deci este o permanentă vânzoleală. Treci pe stradă și zici, bă, dar oamenii ăștia n-au muncă, pentru că îi vezi că nu, cum să spun, n-au nicio activitate, adică pur și simplu stau în bătătură. Poftim? Stau în bătătură. Da. Și vreau să spun că creează o stare de bună dispoziție, adică oamenii ăștia care stau așa fără nicio treabă, la vorbe, pe mijlocul străzii, așa, și am zis că eu nu mă mai, deci mă duc pe linia clasică. Am pățit odată, venea pentru prima oară formația aia cumplită, Swans în control. Și s-au vândut biletele foarte repede și cu chiu cu vai am reușit să fac rost de un bilet. Și am fost deturnat în ultimul moment pentru că m-a dus cineva la Rasova. Am ajuns la Rasova. Rasova este cum o iei spre mare, da? Înainte unde se termina autostrada și făceai rondul ăla. Nu-l făceai pe tot, făceai stânga și o luai prin Dobrogea istorică. Și e un drum superb, mm-hmm, care merge cu Dunărea și cu vaci pe drum și mai dai prioritate la rațe. E, și am fost acolo la Rasova și am nimerit într-o vineri seară și exista singurul magazin sătesc, care era și discotecă și club de biliar și club de manele, adică avea un subsol. Măi, jur... Cred că au fost mai mulți decât la Swans, pentru că au venit din trei sate și s-au adunat acolo, care mai pusese un băiat, am cumpărat niște somn de la un băiat și băiatul ăla tocmai își luase un scooter, că a pus vreo 4.000 de lei și cu banii ăștia își luase un scooter și era foarte fericit, dar băi, ce vânzoleală acolo. Și mai mult decât atât, privei Dunărea, care face și un cot acolo, și biturile alea de manele cu accentul pe prima și a treia, știi, pam, tacă, 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 pam, tacă, treaba asta, băi, era muzica locului, de marginea Orientului, deci chiar am simțit asta, zic, uite mă, că de fapt strâmbăm noi degeaba din nas. Da, există și exemplu opus, de exemplu, astă vară am fost cu fiica mea la Crapeț. Știu că te hipsteri dacă te duci la Crapeț. Și am fost la cort, am stat cu cort. Și mi-am pus cortul acolo, ne-am pus și două hamace, am stat. Deci, o liniște,
Deci era plin de corturi, adică era o grămadă de lume acolo. Și toți se fereau să nu vorbească mai tare, să nu deranjeze. Am înțeles. Adică, da, normal, nu trebuie să fim civilizați. Adică, bă, dar era un gen de, ziceai că ești la mănăstire. Adică, pur și simplu era deranjant. La azil. La azil, da. Deci, pur și simplu mă simțeam prost. Nu cumva, deci stăteam în cort. Cum să spun eu? Dacă stăteam, eram într-un hotel de la, într-un restaurant de lux al unui hotel de 5 stele, înțelegi? Înțeleg că trebuie să mă duc îmbrăcat într-un anumit fel, că trebuie să fiu atent, să cum țin furculița, da. Trebuie să stai în cort și să te comporți de parcă, cum să spun eu, trebuie să fii un exemplu, trebuie să fiu un exemplu de comportament. Mi s-a părut atât de exagerat. Și era și un bar de ăsta pe plajă acolo. Da, lângă, de sau nu pe plajă. Chiar în complexul respectiv. Tot așa, muzica dată încet. Și am înțeles că, de fapt, n-am prins ideea. Acolo vii tocmai ca să fie liniște, ca să-ți revii, ca să... N-am înțeles de ce, că nu mi-a revenit după 5 zile de liniște. Adică, mă rog, nu pot să spun că mi-a plăcut atât de mult să stau la cort. Adică... Da, este un model de viitoare societate, că uite, am vorbit aici de trei tipuri comportamentale, știi? L-am vorbit pe ăsta de aici, l-am vorbit pe ăsta dus mai în extrem în zona asta de Brazilia, unde e sângele mai fierbinte. Și pe asta de la Crapeț. Sunt trei modele de funcționare, iată. Da, să știi că deci Crapețul este de fapt rezultatul salvării vămii vechi, Artur. Pentru că ăia din vama veche de pe vremuri. Așa erau cumva. Dar nu care era de dinainte de venirea nebuniei. Era totul altceva. Totul altceva. Știi, apropo de deținut. Au migrat în Crapeț. Mi se spune când vorbim despre Crapeț, nu vorbim despre Crapeț. Keep the low profile. Ca să așa asta, că n-am voie să... Că de ce vorbești? Că ești... Ca la Fight Club. Vorbești despre Crapeț. Adică eu vorbesc la Crapeț, ce vreau eu. La Crapeț se văd niște refugiați din vamă, să știi. Acolo e o chestie foarte bizară. Dar lângă Crapeț, mai e o chestie români, acolo nebunei. Ezereț. Nu știu dacă știi pe ăsta. Am fost, da. Am fost și acolo. Deci acolo nu e nimic, ești în pădure, tată. Da, da. Dar acolo mi-a plăcut mai mult. Da, părea și după... natural. Existau unii care veneau cu, cum se cheamă, de alea care captau energia solară. Care captau panouri solare. Și stăteau la cort și își asigurau energia cu panouri solare. Mi s-a părut mult prea tare. Dar... era un soi de falanster de ăsta estival. Și repet, mie nu mi-a plăcut. Am stat la cort, de exemplu, și în vamă, când eram ceva mai tânăr. Și nu puteai să dormi până la 5 dimineața, îți sunau tot în cap. Și se propagă basul cu mai mult. Pot să zic că mi-a plăcut mai mult în vamă până la 5 dimineața, că nu puteam să dorm, decât în liniștea aia de la Crapeț, unde totul era... Și culmea e că eu, cum să spun, nici mie nu-mi place să fii necivilizat. Dar, de fapt, oamenii nu sunt civilizați. Asta nu e dovadă de civilizat. Și am și descoperit. Erau, de exemplu, au plecat doi cu mașina și-au luat mașini și-au pus în locul mașinilor niște scăunele de alea pliante ca să-și ocupe locul. Și când s-au întors, i-am zis, băi băiatul, s-a prosopul. Ăsta este locul tău de la... L-ai plătit tu? Adică... Nu. Și zic, da, nu ți se pare de prost gust să îți rezervi locul? Așa, unde suntem aici? Deci, dacă făceai puțin așa, analizai bunul simț și gradul de civilizație, că asta e de fapt problema. Că, bă, civilizația înseamnă cu totul altceva decât să stai schimonosit și să... Da, bă, fine.
Știi care e treaba? Civilizația nu înseamnă să nu-l deranjezi pe celălalt. Înseamnă să fii bun cu celălalt. Da, înseamnă asta să fii bun. Asta e diferența. Da, da. Noi avem senzația că civilizat înseamnă, știi cum e, să ții o distanță în arm's length, cum spune englezii, știi? Da, da. Dar asta este o tâmpenie. Asta este pur și simplu că îți ascunzi propria ta nepăsare și zici că e civilizație. Și zici, domnule, eu sunt civilizat, eu nu mă bag în treaba altcuiva. Dar, de fapt, civilizația, dacă e antropologic vorbind, că e o faimoasă chestie, când a început civilizația. Și unii spun, domne, când au inventat uneltele, când au inventat copaci, ciopliți, când au... Și o mare profesor zice, domne, știi când a început civilizația? Când găsim pentru prima oară urmele unei persoane care avea o fractură la picior, care a trăit și a murit cu fractura aia. Și în mod normal în lumea animală ar fi murit instantaneu, adică nu ajungea la vârsta respectivă. Faptul că persoana a putut să trăiască, deși era o loagă, îți arată că cineva a avut grijă de ea. Și e începutul civilizației. Să știi că în sistemul ăsta... Zi, Artur, scuză-mă. Vă spuneam că am văzut recent o maimuță care a întors o broască țestoasă. Era când stă pe spate. Și a pus-o pe față. Da. Adică, pe bune, tu ai vrea să trăiești cu cine? Cu unul care își pune scăunelul să nu... Așa? Da. Dar tace de gură? Sau cu o maimuță care când ai dat... Vine și te ajută. Și apropo de asta, cu ce spuneam noi, cu societățile astea în care încă se mai trăiește, încă e vie chestia. Chiar acolo unde zici că e necivilizație și e haos și e nu știu ce, știi? Acolo sare și te ajută cineva. Da, da, bineînțeles. Da, da. Exact. Asta e. Dar mai e o treabă care o vezi la, spre exemplu, la oraș sau mai ales la metropolă, da, oraș mare, spre diferență de sat. Băi, îl vezi pe unul căzut pe stradă, lumea nu prea se mai duce. Lasă că e beat sau e drogat sau nu știu ce, știi? La sat îl știi, te duci și l-ai ridicat sau știi că e bețivul satului și că oricum mai stă pe acolo, dacă mai există bețivul satului. Bănuiesc că da. Mai ales că s-ar putea să fie rudă cu tine. Cel, genetic vorbind, cel mai probabil. Da, mi-a plăcut o fază apropo de chestia asta, o fază care m-a dat pe spate. Deci, o tipă, o moldoveancă din Republică. E important, da. Care povestea cum că bărbasul a luat-o în patima beției. Și a luat în patima beției și, da, nu mai era bun de nimic. Da? Și moldoveanca nu putea să mai, adică a vrut și ea să-și trăiască viața. De pentru care a găsit pe altcineva. Da? Cu toate astea, nu l-a dat afară pe bărbasul. L-a băgat pe bărbasul într-o chițimie în casa lor. Și îi gătea, îi spăla, avea grijă de el, dar ea locuia cu altcineva. Și cineva te-a văzut, dar cum e posibil? Zice, dom'le, el nu mai e acum bun, dar era bărbat bun atunci când l-am cunoscut eu. Era un om extraordinar. Acum ce să-i facem? El e bețivan, eu nu mai pot să mai îmi fac treaba cu el. Zice, dar asta nu înseamnă să-l dau ca pe un câine. Mi-a mai plăcut o poveste în zona asta mai prost. Pentru noi să te gândești. Era un post pe, era un post pe Twitter, primit prin screen de la un prieten, se plângea un bărbat că el și cu soția lui, da, cu soția, sunt într-o relație deschisă. Și soția de ceva vreme are un amant și l-a mutat pe ăla în casă. În casa lui, de fapt, că era american și era proprietatea lui. Zice, băi, nici nu m-a întrebat. Și el se întreba pe Twitter. N-a trebuit să avem o discuție despre asta? Voi ce ziceți? Bă, depinde. Uite, de exemplu, asta mie mi se pare o dovadă de civilizație. Știi? Adică faptul că nu-l dai afară pe omul care, în mod normal, știi, dacă nu ți-ar păsa... E clar că e un bețivan, bea banii familiei, nu mai face nimic. Nu? Da, mă, dar să știi că e o conștiință. Și una asta e grijă.
Există o masă foarte mare de femei românce, n-aș vrea să spun neapărat moldovence, că sunt și oltence și probabil și ardelence, care au conștiința asta a lucrurilor. Ia-ți bărbatul de o aripă, că e beat, și du-l acasă și pune-l în pat, îngrijește-l, ai grijă de el. Au treaba asta femeile, cel puțin aici la noi. Asta e influența rusească, se știe acolo. Aoleu, ai grijă ce spui. Că a venit vorba, hai să intrăm puțin și în subiectul ăsta. Nu știu cu ce să încep. Cine a bușit Nord Stream-ul? Nu știm. Sunt trei întrebări. Cine a ucis-o pe Dughina? Cine a distrus Nord Stream-ul? Și cine a aruncat rachetele în Polonia? Sunt cele trei necunoscute. Și ale cui sunt rachetele? Da. Cine a omorât-o pe Dughina? Nu știm. Cine a... Ce a făcut cu Nord Stream? Nu știm. Putin. Dar rachetele știm. Da, rachetele ceva știm. S-a spus cu ele, da. Da, la rachete... A recunoscut Duda, nu? Păi, ați văzut acea înregistrare? Erau, de fapt, rachete poloneze. Ați văzut acea înregistrare cu cei doi comedianți care i-au făcut o farsă? Doamne, incredibil! Deci eu nu cred că se poate așa ceva. A, când l-au sunat pe Duda și au zis că e Macron? Da, băieții aveau, băiatul ăla cu care vorbea avea accent rusesc la un moment dat. Și ăsta turea în continuare pentru că dădea raportul. Mie mi s-a părut inițial că e o făcătură. M-am gândit că e o făcătură de presa lui Duda, ca să dea opiniei publice faptul că acele rachete sunt de fapt rachete rusești. Păi asta era și discuția într-o primă. Să știi că a fost ieri, zilele astea, am văzut o știre în care s-a finalizat ancheta și s-a spus da, am înțeles că a fost o greșeală, dar Rusia e de vină. Deci asta a fost varianta oficială polonă, a lui Duda. Rusia e de vină că a început... Da. Mă rog, am înțeles că erau de fapt două rachete și una a căzut în aia rusească, a fi căzut în Ucraina și asta a scăpat aici, la doar 6 km de graniță. Eu mi-am pus această întrebare, dacă nu totuși dintr-o țară care nu e NATO, a căzut o rachetă într-o țară care e NATO. Nu s-a luat în discuție acest aspect. Ba da, s-a luat în discuție acest aspect și s-a spus că trebuie să fie un act de agresiune intenționat. Nu e eroare. Ah. Okay. Deci trebuie să fie o intenție, nu așa și așa. Uite, dacă te uiți pe hartă, o să observi că Rusia este într-o parte și Polonia este în cealaltă. Adică... Domnule, lucrurile sunt complexe și au multe aspecte. E așa complicată geografia pentru soldatul ucrainean? Nu, Silviu, e o chestiune mai simplă. Și anume, noaptea toate păsările sciori. Păi că știi. Mai ții tu minte avionul ăla malaezian? Uh-huh, olandez care mergea în Malaezia? Uh-huh. Sau unde mergea? În vacanță? Și cineva a crezut că e altceva și l-a dat jos? S-a făcut anchetă. Era foarte complicat să afli cine l-a dat jos și cum. Măi, că a fost o eroare, pot să înțeleg. A fost o eroare? Dar e imposibil de decis asta. Nu putem. Astea sunt genul de știri simulacru pe care nu le poți confirma. Că, de exemplu, a apărut știrea că au căzut două rachete în Polonia. Și la foarte puțin timp după aceea, Rusia a spus că nu suntem noi. Din momentul ăla, practic, știrea nu mai putea fi confirmată. De ce? Pentru că confirmarea ei era în sine un act politic, o interpretare. Dacă ei spuneau, nu e adevărat, sunt rachetele rusești, pe rușilor nu le păsta, pentru că puteau să zică, păi ce, e atât de greu să iei două rachete rusești și să le filmeze acolo? Hai să fim serioși. Adică era imposibil de verificat știrea în sine. Asta e o chestiune care
și la Dugina s-a întâmplat același lucru și la Nord Stream. Evident că cineva știe, bineînțeles, ce s-a întâmplat cu adevărat, dar noi nu putem avea acces la lucruri. Există această discuție imediat după ce a căzut racheta aia. Zelenski s-a dus seara și a anunțat că, uite, e momentul pentru activarea punctului 5, pentru că, iată, o rachetă rusească a intrat în Polonia, pe teritoriul NATO. Imediat după asta, pe alte Twitter-uri, da, domnul președinte Iohannis, doamna Ursula von der Pfizer, cum mi se spune, știi, și alte personalități la acest nivel au postat că suntem solidari cu Polonia, we are NATO, știi? Este a nu știu câta oară de când a început acest război în care eu am senzația că parcă ne-a mai trecut încă o dată glonțul pe la ureche. Sunt eu paranoic? Sper să fiu. Sunt foarte... Asta mă gândesc și eu la lucrul ăsta. Și mă gândesc așa. Războiul ăsta se duce între ruși și ucrainieni. Se duce deja de 9-10 luni de zile. Și gândiți-vă că toată lumea stă și se uită la el. Și gândiți-vă ce e în capul celor rușilor și al ucrainienilor. Au început să fie și multe lucruri comune. Adică ei nu doar că au lucruri care îi despart radical. Cum ar fi, de exemplu, dar de ce ne batem numai noi și ăștia să uită la noi și râd de noi sau așa? N-ar fi mai bine oare să... Hai să implicăm și pe ei. Adică ce, numai noi suntem singurii proști care luptăm? Asemenea, gânduri care pot părea la un moment dat, în oboseala războiului și pot apărea și pot să apară ca variante, ca dorit, din diverse motive. Și atunci să se extindă. Deci, cred că e o posibilitate reală. Da, plauzibilă. Adică, dacă eu aș fi fost Zelenski, mă gândesc așa, știi? Și situația e destul de clară, adică la un moment dat, știi, o să se termine și banii, o să se termine și nu, și o să câștige cine rămâne pe teren. Da? Păi, acum să-mi fie cu iertare că propaganda spune altceva, dar cred că e cam limpede cine câștigă de fapt. Ideea e următoare, că eu, dacă sunt nemulțumit cu situația de pe teren, da? Sunt nemulțumit și nu mai am resurse să continu, să o dau peste cap. Nu? Aș vrea ca lucrurile să nu să intervină terți, să mai schimbe un pic. Să extinzi cerul, balanță. Da. Nu? Dar problema este că nu vrea nimeni. Adică vă dați seama că nu vrea nimeni. Extinderea războiului în Ucraina este un dezastru la nivel european și mondial, global. Adică nu e ca și cum, se bate Bosnia cu Herțegovina. Nu vrea nimeni chestia asta. Nu vrea nimeni. Când spun nimeni. Adică nici Ucraina, de fapt, nu vrea chestia asta. Problema este, în schimb, mai complicată la nivel de discrepanță între necesitatea de a da un mesaj coerent cu niște obiective ale tale și realitatea din teren, care are alte coordonate. Tu nu poți să spui, știți, v-am zis până acum faceți X și acum vă spunem nu mai faceți X. Că îți pierzi credibilitatea. Ba, se poate. Poate. În ultimii ani ne-am învățat cu toate. Stai în casă, ieși din casă. Deci, am experimentat toate posibilitățile. Da, acum am mai aflat una la fel de plauzibilă. Apropo de știri de-astea care... Băi, suntem bombardați cu tot soiul de situații care mai apocaliptice. Zilele astea
Am văzut o știre cum că se dezgheață nu știu ce ghețar, da, și de acolo rămân niște particule în aer cu niște microbi care pot provoca niște boli foarte vechi la care noi genetic nu prea mai avem imunitate și le aduce vântul aici și să vezi ce nenorocire dă peste sănătatea noastră. Asta era o știre. Plus mai avem de ceva vreme cu periodicitate, dar periodicitate încât mă sună maica mea seara și este absolut siderată și speriată că vine blackout-ul. Am avut și o simulare de blackout la zi, la Mediaș. Nici nu știu mari lucruri ce s-a întâmplat acolo, că am înțeles că a fost totuși pe câteva ore, nu i-a lăsat 3 zile non-stop. Dar există această amenințare acestui blackout în permanență. Ne așteptăm oricând să... Știi că există deja o glumă cu blackout-ul ăsta că se desfac astea de la închisoare, știi? Dar celulele, bine, asta lucrurile așa au generat. Există și amenințarea, dar există și o anxietate care... Păi de asta vreau să vorbesc, da. Și există și o nevoie de control social. Eu cred că sunt toate implicate în atmosfera asta apocaliptică în care trăim. Adică vorbim despre rețele online și constatăm că chinezii le folosesc cu maximă. Există, deci nevoia de control este evidentă. Există o problemă cu mediul, există o problemă cu mediul. Dar asta nu înseamnă că nu e instrumentată tema pentru diverse alte interese. La fel și cu războiul nuclear, la fel. Războiul nuclear sau amenințarea nucleară la rândul ei dă naștere unei nevoi de control sau unei nevoi. Nu unei nevoi, ci control. Dă naștere direct controlului social. Toate problemele. O chestie trivială. În momentul în care există o amenințare credibilă în spațiu mediatic cu privire la războiul nuclear, nu? Congresul poate să voteze oricând suplimentarea fondurilor pentru refacerea stocului de armament nuclear. Da, categoric. Adică trebuie să ne gândim că există multe părți care au de profitat dintr-un anumit mesaj sau din... cum se zice asta? A pune în cadru lucrurile într-un anumit fel. Da? Există o... Scuză-mă, Artur, zi. Vrei să zici ceva, Artur? Nu voiam. Există o treabă, o întrebare pe care mi-o pun de ceva vreme și anume, măi, cu siguranță dacă eu trăiam acum 100 de ani și încasam cele două războaie mondiale, cu siguranță mă raportam ca un sfârșit de lume. Până la urmă s-a dovedit că n-a fost un sfârșit de lume, dar ceva a fost. Și n-a fost deloc așa. Acum putem să vorbim de un soi de repetiție a secolului trecut sau putem să mergem până pânzele albe cu AI-ul, cu tot soiul de politici care mai decare, mai progresiste, putem să vorbim de... Sau există această treabă ciclică? Știi care e teoria mea? De fapt nu e o teorie, ci o poveste. Adică e ca în Stăpânul Inelilor. Cu acel personaj, cum se numește, hobbit, care trebuie să ajungă să arunce inelul într-un vulcan ca să dispară rău. Este absolut necesar ca lumea să fie dezapocaliptizată, ca să spun așa un termen de ăsta. Să ieșim din apocalipsă. Dar nu putem ieși din apocalipsă decât dacă ne apropiem foarte tare, paradoxal, de ea. Mai tare de ea. Și asta probabil că acum este un clench foarte tare, foarte puternic în sensul ăsta. La un moment dat, sunt multe elemente. Înainte de începe războiul a fost pandemia. Era o criză a Occidentului. Acest război este și o formă de diversiune. A reușit să recredibilizeze Occidentul. E o formă de diversiune care însă nu rezolvă problema Occidentului. Deci problema Occidentului rămâne, după părerea mea, nerezolvată.
și la un dat va fi ridicată această problemă. Problema relației cu China și așa mai departe. Deci lucrurile nu se vor simplifica, ci se vor complica. Mie mi se pare că Occidentul a ajuns în momentul de față de la bună stare, da? La un tip de saturație și ca orice imperiu începe să-l cap. Am această senzație despre Occident, că normal că n-aș vrea cu partea altă, n-aș vrea cu Eurasia, nu există așa ceva, nu e o treabă care mie familiară, știi? Pe de altă parte, ai valorile Occidentului, libertatea de expresie, mai zi-mi asta, drepturile individuale, lucruri pe care ușor scot, Occidentul vrea să scoată povestea asta cu dreptul individual, știi? Mie mi se pare libertate individuală. Foarte, de asta nu am fost de acord, mă rog, cu ei pasă că nu sunt eu de acord, dar n-am fost de acord cu Brexit-ul, pentru că eu am considerat întotdeauna că Marea Britanie este o țară foarte importantă pentru Europa. Europa, după părerea, soluția europeană, chiar așa proastă asta cu Uniunea Europeană, care ar trebui reformată într-un ar trebui făcut altceva, dar ideea e foarte bună. Această idee este o idee revoluționară din perspectivă politică. După părerea mea, soluția la situațiile cu care ne confruntăm astăzi, după părerea mea, vine din Europa. Europa e soluția la felul de a fi european, este sau felul, cum să zic, nu felul de a fi european în sensul tare, în sensul de a impune un nou centrism european, nu în sensul ăsta, ci un mod de organizare, mai degrabă, un mod de organizare politică, care, mă rog, el funcționează prost, a creat o birocrație total aberantă. Păi, unii spun că birocrația este identică cu cea din URSS. Da, dar fără de care deține puterea. Trebuie schimbată, dar nu știu, s-ar putea să fiu eu prea eurocentrist, dar eu așa văd, cred că bătrâna Europa și apropo și de woke și toate discuțiile, în Europa nu prea merg lucrurile astea, pentru că Europa are o tradiție. Europa ține la tradițiile ei, chiar așa imperialiste cum sunt. Și nu are doar tradiții imperialiste, are și foarte multe lucruri, are foarte multă cunoaștere pe care a creat-o. Și nu cred că lucrurile vor fi lăsate să meargă în direcția asta a unei schimbări radicale față de trecut. Citeam zilele trecute, cu vreo săptămână, o carte de istorie și ce am constatat? Că, mă rog, erau de câțiva ani buni, tot au apărut noi descoperiri în domeniul arheologiei sau descoperiri în vechi, civilizații vechi și așa mai departe. Însă exista un status quo politic și științific care făcea ca aceste descoperiri să nu intre încă pe harta istoriei, să nu fie istoria să nu fie reconfigurată în funcție de noile descoperiri. Ori, din ce mi-am dat seama citind această carte, și am mai văzut niște documentare pe Netflix care merg în aceeași idee, și asta m-a făcut să mă gândesc că e posibil să fie o mișcare mai largă. E un fel de moment în care intră de restructurare, așa, în care încep să intre toate din nou într-o schimbare. Dar nu prea mai există regulile care erau acum, hai să zicem, 3 ani de zile. Adică deja parcă s-a dat drumul la toate. Adică s-a dat drumul la tot felul de lucruri. Mai e o treabă cu Europa. Există un număr foarte, foarte mare și care, iată, este în creștere de imigranți.
la, cum zice, la recensământul din Franța a ieșit 91 sau 92% din populație care nu sunt francezi. Ai exodul ăsta. Am văzut o știre zilele astea, vai, deci sunt niște povești cumplite. Vin imigranți din Africa cu barca, oamenii ăia plătesc, am înțeles, undeva la 4.000, contravaloarea 4.000 de euro, da? Și până să fie, să-i prindă paza de coastă, vine o barcă a unui ONG care ia pe imigranți, se leagă cu lanțurile să-i primească. Și de aici sunt plasați mai departe, pentru că e trafic de ființe umane, și se face bara-bara, banii se fac bara-bara cu băieții care îi aduc, știi? Ăia luându-și foarte puțin africanii și grosul merge aici, știi? Deci am ajuns la nivelul ăsta de chestii care se întâmplă să aducă un... Nu vreau să sune așa, dar mi-aduc aminte de un film, a invazii barbare, știi? Suntem puși în situația asta, cu care trebuie să diluim, cu politică corect, cu, cum zice, bunătatea creștinească, cu, da, ajung, cred, la discursul lui Orban. Toată lumea i s-a suit în cap povestea asta, dar zic, băi, până la urmă, uite cum ajunge Europa aia, de-o știm noi, se întâmplă aici, mai noi și cu Polonia. Am ajuns să fim spiritul Occidentului. Da, observ tăcerea voastră. Știi care e chestiunea? Că eu tot timpul mă întreb, zic, frate, deci m-am născut în comunism, am trecut revoluția. A venit, ne-am integrat în Uniunea Europeană, a venit criza. Acum, deci sunt o grămadă de schimbări de astea. Stau și mă întreb și tot ce ai ridicat, toată problema pe care a ridicat-o tu, e perfect legitimă. Adică, la un moment dat, nu știu, dacă o să-mi fac un remene la creier, cred că o să găsesc creierul ca o smochină de la atâtea... Știu și ce spui, pentru că asta pățesc și eu la un moment dat, constat, băi, am ajuns la o supraîncărcare realmente de tot soiul de informații. Bine, m-am și abonat pe Telegram la tot soiul de canale care îmi livrează alte informații decât se dau la televizor. Mă rog. Da. E greșeala ta, să știi. Greșeala mea, bineînțeles. Plus, peste toate astea, băi, deci jur, mă amuză tipul ăsta de propagandă de aici, ăsta de la marginea Orientului de România, deci jur, mi se pare hazos, realmente mi se pare hazos și nu înțeleg că aici am o problemă, nu înțeleg până la urmă cui folosește. Adică la ce ne folosește nouă România, populația României, să știm că până la urmă Occidentul va învinge și că Ucraina, uite, va învinge pericolul rusesc. Se pare că, băi, sorry, dar se pare că în teren lucrurile nu stau deloc așa. Dar nouă ni se spune în continuare treaba asta. La ce ne folosește asta? Eu cred că e o chestiune... Hai că n-ar fi mai ok să fim totuși avertizați, bă. Sunt două, după părerea, sunt două alegeri strategice. Modelul polonez, care comunică în felul următor. Am văzut reportaje chiar la televiziunile noastre. Și-au dat armata poloneză care se înarmează și arată soldați polonezi care se pregătesc de război și așa mai departe. Evident că noi nu știm cât de pregătiți sunt ei, ce fac. În primul rând e un film de propagandă. Statul român nu a ales această cale. Statul român a decis conceptul umbrela NATO. Noi suntem sub umbrela NATO. Restul nu contează. Adică noi nu comunicăm nimic despre armata română, despre lucruri de genul ăsta. Și într-adevăr nici nu contează câtă vreme am ales această idee. Și atunci noi pompăm tot ce, cu toată comunicarea noastră, o băgăm în această propagandă NATO e bun, NATO face, NATO drege și așa mai departe. Mi-am curcat pe orețe cum ar veni, da. Dar nu știu, mi se pare păgubos per total. Mi se pare păgubos pentru că, exemplul pe care l-am avut mai devreme, cred că adevărul totuși ar trebui spus. Băi, lucrurile stau așa și nu stau așa. Bine, e și foarte amuzant să vezi cum s-a mutat libertatea presei, da? Aia care mai e, s-a mutat pe TV, s-a mutat în online.
Mai vorbește un Cristoiu, mai vorbesc niște băieți. Și nu vorbesc doar de astea românești, vorbesc în general de toate. Și s-au mai mutat pe YouTube și pe Telegram. Deci Telegramul, păi, paradoxul paradoxurilor. Telegramul, care este o aplicație ținută de doi băieți, un rus și un ucrainian, că ăștia țin această aplicație, da, a ajuns dintr-o dată o sursă de știri mai mult sau mai puțin veritabilă, dar oricât, care îți oferă și alte știri decât ce vezi, inclusiv ce se întâmplă în Europa, adică nu ce se întâmplă numai pe linia frontului. Funny. E o butadă că prima victimă într-un război e adevărul, care nu e așa lipsită de substanță, în sensul în care, vă dați de ce începe un război, deci un conflict, nu? Conflictul de multă vreme nu e doar cu bombe și cu sulici, e și cu idei, e și cu justificări, e și cu argumente, e și cu inimi și minți care trebuie să fie redirecționate într-o anumită direcție. Deci, în acest moment, tot acest spațiu mediatic este un spațiu de război, nu este un spațiu normal. Nu. Nu este un spațiu care poate fi lăsat liber de combatanți. Adică combatanții, ambele tabere, încearcă să controleze spațiul mediatic. Încearcă să controleze mesajele care apar, încearcă să stabilească niște narațiuni și să nu prea devieze de la ele, nu? Mai este ziarul, scuze-mă. Nu, și atunci ce se întâmplă este că dintr-o dată nu observăm că primul lucru pe care l-a făcut Occidentul a fost să blocheze toate canalele care veneau cu informații din partea cealaltă. Russia Today, toate chestiile, Sputnik News, toate chestiile astea au fost blocate efectiv. Că doar s-a spus că nu știu ce, pur și simplu au fost închise. Da, e foarte interesant la rețelele astea. Pe de o parte au o distribuție politică, deci poți să faci o hartă geopolitică arătând unde sunt influente rețelele astea sociale online. Dar în același timp ele au și o structură diferită și o funcție diferită. De pildă, Twitter este foarte mult folosit de statele naționale pentru comunicarea diplomatică. E canalul la nivel global cel mai folosit. Twitter, TikTok-ul are o altă, tot o altă structură decât și decât Twitter și decât Facebook. Deci are adică ele nu, ce vreau să spun, ele nu sunt niște rețele uniforme. Telegram este în mod evident o rețea care slujește exact în acest moment toate bătăliei mediatice din jurul războiului din Ucraina. Adică ea chiar asta face în momentul de față. Cu asta se ocupă această rețea Telegram. Deci, asta vreau să spun, că ele au și funcții diferite, au și structuri diferite. Putem analiza și în ce măsură funcționează global, că se spune că sunt rețele globale. Cât de globale e un semn de întrebare. De ce? Pentru că majoritatea... A fost acest exemplu, de pildă, cu primăvara arabă, care a fost orchestrată pe Facebook. Da, acolo s-au făcut, dar în același și ele au un impact global. Că ați spus că amândoi vă uitați la Twitter-le lui Elon Musk. Dar majoritatea utilizatorilor nu se uită la Elon Musk. Majoritatea utilizatorilor au 2000 de friends de la ei din localitate cu care comunică. Adică distribuția e foarte, nu numai că nu e națională, e foarte locală. Foarte locală. Există un grup de oameni care, într-adevăr, se mufează global la aceste rețele. Ce mai cei mai mulți nu fac asta. Ce mai e foarte interesant este cum funcționează, de pildă, uite, m-am amuzat. Am ajuns să dau calitate timpului meu liber, aici mi se pare aberant, comparând tipuri de propagandă de acum
cu ce am trăit eu pe vremea comunismului, de pildă, asta că să ne spălăm mai puțin apă caldă, că făceam glume cu băieții, tot repet gluma asta, că voiam să fac o aplicație bla bla shower, știi? Vrei să faci un duș, dai bla bla shower, cine e în jur de un kilometru și vrea să facă duș cu tine, atunci vine imediat și rezolvăm problemă. Dacă citești, cred, în Scânteia din 87-88, da? Atunci se spunea că este că noi trebuie să facem economie și să ardem mai puține becuri și să avem mai răcoare în casă, dar era voința poporului, nu venea pe linie de partid. Era voința poporului. Și acum vine din zona asta, nu știu ce coafeză din Roma a spus că să nu mai facă două spălări pe cap la femeile care se vopsesc, să le spele doar o dată, ca să-i mai tragem una peste bot lui Putin, știi? Genul ăsta de... Mă rog, ne mai vorbim de propaganda de război. Păi, Silviu, tu vezi că ești bătrân, dar tot degeaba. Ce deci dacă erai, dacă ți-aduceai aminte tu, dar nu stai tu să asculti site-urile subversive nemțești. Păi de acum 15 ani copiii nemți sunt învățați să facă duș cu ceasul. Deci în Germania există un apărățel. Cine a făcut? A fost un președinte, cred, un președinte chinez care a învățat populația să facă duș în 4 minute. Nu, dar îți spun, în Germania era, e o chestie la duș cu un timer. Ok. Și îl învârți și curge 40 de secunde. Gata, ca să salvezi pinguinii. Adică, astea nu sunt chestii care au apărut ieri, alaltă ieri. Înțelegi? Noi, de exemplu, în comunism, pentru că doar și Nicolae Ceaușescu ne-a privat de acest lux, noi considerăm consumismul ca un gest anticomunist. Adică noi nu consumăm. Așa îmi place mie să cred. Noi nu suntem consumeriști pentru că suntem proști. Noi suntem consumeriști pentru că suntem anticomuniști. Da? Noi nu consumăm și dăm la maxim totul pentru că luptăm împotriva dictaturii comuniste din anii 80. Asta îmi place mie la moldoveni, știi? Când bei cu moldoveni, totul e orgisiastic pe masă. Deci e plin de băuturi, da? Mai e și mâncare pe acolo, dar totul trebuie să fie plin și mult. Da. Asta e altă contradicție, că pe de o parte trebuie să susținem consumul, adică dacă cumva zici că ești împotriva consumerismului, ești de dreptul comunist. Pe de altă parte, trebuie să facem economie. Asta este deja o contradicție sistemică. Și bineînțeles nu e singura, adică eu m-am obișnuit în ultimii ani, trecem din nou în an alt, adică e ceva, adică dacă stai să analizezi, îți pierzi mințile, efectiv îți pierzi mințile și bănuiesc că această atmosferă socială, care nu cred că e doar în România, cred că e peste tot în lume, adică după 2-3 ani de pandemie, de stat în casă, tot felul de măsuri ciudate care îți dau peste cap viața, acum începe și războiul și sunt diverse lucruri, că războiul ăsta, cum discutam, nu se întâmplă în cazul nostru, nu se întâmplă din fericire la noi în țară, dar nu poți să spui că e ceva care nu te afectează. Nu poți să spui ceva că e ceva care nu te afectează. Și toate lucrurile astea au un efect. Au un efect la nivel social, la nivel, după părerea mea, și psihologic. În ultimii ani tot se promovează reziliența ca comportament ideal. Eu nu știu cât o să mai țină reziliența asta. Adică asta... Dar Artur, reziliența înseamnă așa. Reziliența înseamnă că orice chestie nasoală ți se întâmplă, tu ai datoria să mergi înainte ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Da. Și mai înseamnă ceva. Reziliența înseamnă fiecare se descurcă cum poate. Și dacă nu, dacă o iei razna, e vina ta, nu-i vina... Da, e vina ta. Ca la crapeț. Ce spui tu? Ca la crapeț. Da, da, da. Dar asta, după părerea mea, e problemă. De reziliență la crapeț. Ar trebui luate mai mult în considerare aceste, cum să spun eu,
suferința oamenilor. Frate, deci vin atâția ucrainieni cu milioanele, pleacă prin Polonia, prin România și se discută că sunt bogați, că au mașini scumpe, că nu știu, bun, unii dintre ei au fost și bogați. Problema următoarea. E atât de oare, atât de ușor să pleci de acasă, să te duci, să pleci cu mașina, să-ți lași... Gândiți-vă la următoarea situație a unei femei care are doi copii cu care pleacă în România. Bărbatul ei se duce pe front și o lasă pe maică sau acasă că nu are cum să o ia. Gândiți-vă cam prin ce trece un om de genul ăsta. Adică o familie normală. Eu avocatul diavolului aici. Știu că, băi, deci ce scenariu de film mai bun decât ăsta cu o familie de, sau o ucraineancă, da, care trece granița cu o paporniță cu 1 milion de euro, știi? Da, să de știu, ce poveste de viață? Majoritatea trec prin traume. Adică da, simpla plecare de acasă cu doi copii în timp ce bărbatul e pe front, asta are niște efecte dramatice. Copii pe front, ăștia născuți după 2000, mi se pare de ceva mai cumplit de atât, Doamne da. Ferește. Da, voi mai țineți minte cum eram noi în ianuarie anul ăsta? Adică dacă venea cineva și vă spunea, bă, să fim în război în Europa cu serios, adică ca la curs, cu 2500 de tancuri versus 3000 de tancuri. Adică nu războaie de astea așa, ați văzut interviul lui Boris Johnson? Care au descoperit focul ieri. Că așa au fost războaiele până acum. Știi? După al doilea război mondial, războaiele erau ceva de genul, domne, într-o peșteră în Afganistan, unii au scăpărat Amnarul și trebuie să îl scoatem de acolo. Da? Băi, acum vorbim de Kursk. Gen, înțelegi? Eu mă uitam la un moment dat ce s-a întâmplat în al doilea război mondial, pe unde au trecut nemții. Adică, Donul, Nipru, ăstea erau niște chestii care s-au mai întâmplat. Nu e ceva. Adică pe acolo a trecut armata 6-a. Adică noi am trecut pe acolo. Noi am ajuns până la Marea de Azov. Noi, rumânski, narod. Da? Acolo am trecut da. Și noi. Deci îmbătătura noastră. Gândiți-vă că mergi pe o stradă seara, să te plimbi pe o stradă care te plimbai în fiecare seară și mai întâi vezi că cade o cărămidă de la un etaj și cât pe ce să spargă cap. Mai mergi puțin și să leagă unul de tine, vrea să te ia la bătaie. Mai mergi puțin și calci undeva într-o groapă. Știi, și la un dat ți se pare, începi să te întrebi, bă, dar oare e normal ce mi se întâmplă? Adică, totuși, e aceeași stradă pe care mergeam înainte, adică nu mergeam pe altă stradă. Te duci la Mega cu 200 de lei și pleci cu o taxă sfert de sacoșă. Înainte cu 200 de lei plecai cu 4 sacoșe. Da, uite, apropo de Arthur, că el e sucevean. Tu știi povestea aia cu ăia doi din Suceava, parcă, care n-au crezut că e război în Ucraina? Da, știu. Nu știu. S-au suit în mașină, s-au dus la Kiev. Da. Și au dormit în mașină terorizație. Da, mie era... mi s-a părut da, o chestie foarte bună. N-au deschis la hotel, trăgeau bombe, era curfew. Dacă ieșeai după ora 6, te împușcau ăia. Da. De ce s-au dus? S-au dus, da. N-au crezut. Dar au crezut că e fake news. Dar ce erau ei? Doar doi suceveni? Da, erau ce doi cetățeni de Suceava. N-am înțeles. Deci ei n-au crezut. Eu zic că la televizor e minciună. Au inventat ăștia un război. Ce au inventat? Walk the dog. Da, înțelegi? Walk the dog. Exact. Băi, și s-au dus în Kiev. Și nu că s-au dus în Kiev, s-au dus ca nebuni în Kiev. Păi, da, obișnuința de a... Adică în Suceava nu e ceva neobișnuit să te duci în Ucraina. Pe cei doi aș face... Da, păi asta zic că ei probabil că s-au dus de 1000 de ori în Kiev. Da, da. Că ei fac acolo tot felul de mic trafic. Bun. Plus că în Kiev bănuiesc că ești un mare greu. Tutunul ăsta vine din zonele alea. Da, deci lumea e obișnuită acolo să meargă în aici, că eu acum sunt chiar în Suceava. Lumea e obișnuită să meargă în Ucraina, adică nu e... De asta probabil că... Dar totuși te duci așa... Plin război? Nu, da, asta ți arată o chestie interesantă. Și faptul că nu am crezut.
Adică nu crezi că e posibil acum, când e internet, sunt toate nenorocirile astea, că e posibil ca ăștia să tragă cu tancul în oraș? Nu? Adică, la Revoluție, când te gândești, da? Mai țineți minte că trăgeau cu tancul în Palatul Regal și în... Știi? Da. Și nouă ni se părea că e așa o fantasmagorie, adică nu... Eu eram în București și vedeam chestiile alea, știi? Și cu toate astea mi se părea că e ceva cu totul ieșit din comun. Dar care e de fapt toată șmecheria? Cum spunea Laurențiu că anul ăsta în ianuarie nu știam că o să fie război, nu știu ce. Noi nu știam, dar această perspectivă a războiului există de ceva ani de zile. Da, se știa. Sunt voci care spun că a fost provocat. Da. Bun, din 2014, de când au intrat rușii și au luat Crimea. Exista în, cum să spun eu, în amprenta colectivă, exista lucrul ăsta. Eu am descoperit un lucru de când vin mai Suceava. Când eram într-a 12-a, mă plictiseam de moarte în Suceava. Mi se părea un oraș atât de plictisitor și n-aveam ce să fac, abia așteptam să plec. Aici, stai puțin, Artur. Gata, e ok. Copilul. Da, bineînțeles, îți dai seama. Deci aici cineva vrea să dea peste mine autoritățile tutelare. Sau treci și atacă. Da, așa că va trebui să ies, din păcate. Hai, încheiem acum. Zi, Artur, scuză-mă. Voiam să spun că în anii 90 m-am stat acum nu mai am același sentiment și mă gândeam de ce. Mă întrebam de ce aveam sentiment și mi-am dat seama că în anii era toată economia orașului era căzută la totul. Totul a făcut praf. Ștefan cel Mare căzuse de pe tronul lui. Era o stare de haos social. Și mă gândeam că ceea ce mie în perioada aia mi se părea ceva metafizic, bacovian, cum vrei să o iei, avea niște origini foarte concrete, știi, starea aia, avea niște origini foarte concrete. Ai deschis un subiect care ar merita discutat, pentru că multe dintre senzațiile pe care noi le percepeam ca fiind așa inefabile erau de fapt create într-un anumit fel. Da, și într-un anumit context. Într-un anumit context. Da, și erau create și într-un anumit fel, într-adevăr. Măi, vine ziua țării peste noi, vin sărbătorile. Eu sunt old school, vreau porc tăiat și na. Vedem cum o să fie cu taxa de carbon, dar proteina animală cred că e foarte sănătoasă. Vine, cum recomandam... Mă rog, domnul Gheorghe recomanda domnului Suciu mai devreme o împăturire în țuică pentru răceală. Ventuze. Aici unde sunt eu există undeva niște ventuze. Dacă ai nevoie, putem să ți le trimitem la Suceau. Păi, vă foarte mulțumesc. A fost o plăcere, ca de obicei. Și să ne auzim cu bine. Și, cum zice, peace, love and heavy weapons. Și noi îți mulțumim și la revedere sărbătorii cu bucurie tuturor. Băi, foarte mulțumesc, seară bună, pa, pa. La revedere. La revedere.